Dragilor, bună seara! Începem încă o dată cu a vă saluta și a vă spune bine ați revenit la voice-ul nostru. Mă bucur să văd că mai intră și persoane care au fost destul de ocupate în ultima perioadă și văd și nume noi. Astăzi ne-am propus să discutăm un pic, din punctul meu de vedere, despre cel mai fierbinte succes al cripto, respectiv partea asta de vânzări private, seed, IDO și așa mai departe. Am spus-o, am repetat-o de atâtea ori și probabil o să mai repet încă de foarte, foarte multe ori. Cred că cei mai mulți bani care se pot face în cripto se pot face prin aceste platforme de, în principiu, de IDO, aș zice eu, dacă vrem să discutăm de a marca niște bani repede și de a încerca să ne marcăm profiturile cât de repede. Pentru că în momentul în care luăm în seed sau în private sau în alte faze de genul ăsta, de obicei trebuie să așteptăm. Romi, cred că ți-ai uitat microfonul pornit. Trebuie să așteptăm și să... Am văzut ce s-a întâmplat în ciclul trecut, când am cumpărat proiecte undeva în bull market, în plin bull market și pe final de bull market, și ne-am trezit cu vesting-uri din alea de câteva luni de zile care au avut eliberare în bear market și, din păcate, marea majoritate dintre ele nu au mai făcut nimic. Acum, în momentul în care eu spun că, din punctul meu de vedere, asta este cea mai fierbinte narrativă, să spun așa, într-un bull market și este cea mai profitabilă nișă pe care noi ne putem axa, respectiv vânzările astea private, vânzările astea în IDO, mă refer la perioada în care, de exemplu, suntem acum, în condițiile în care noi presupunem că avem un bull market în față. Noi presupunem că ar trebui să vină un bull market uriaș. Și atunci tot ceea ce cumpărăm noi acum se va elibera în perioada imediat următoare. Chiar discutam cu Romi astăzi, cred că, și spuneam că este foarte bine că dacă reușim să luăm proiecte care se eliberează în lunile următoare, și este foarte greu de crezut că chiar dacă un proiect nu a performat acum, să zic, și nu are performanțele pe care noi le așteptăm, nu știu, nu face suficient încât să ne recuperăm toată investiția la listare. Cred că sunt șanse foarte mari oricum să terminăm cu proiectul ăla să terminăm pe profit. De ce spun asta? Proiectele care se lansează acum, în principiu, cred că destul de puține o să sfârșească sau o să dea racul în lunile următoare. Depinde și ce luăm și de unde luăm. Eu vorbesc de a achiziționa proiecte de pe platforme cât de cât cunoscute, platforme pe care voi le știți. Dacă mergeți acum să cumpărați în private sau cumpărați de pe nu știu ce site și de pe nu știu unde, ok, sunt șanse și sunt convins că o să fie o grămadă de proiecte care o să dea fail. Dar dacă mergem să cumpărăm de pe platforme gen, cum discutam noi mai devreme, Polka Starter, Seedify, DAOmaker și Decubate și toate celelalte platforme în care noi activăm, eu cred că sunt șanse destul de mici să ne trezim cu proiecte care să fie sub preț de IDO în lunile următoare. Deci dacă luăm un proiect acum cu vesting pe următoarele 6 luni, 7 luni, 8 luni, eu tind să cred că aproape orice proiect luăm de acolo, noi o să-l vindem pe profit. Acum, bineînțeles că în stadiul actual, marea majoritate dintre noi ne orientăm adică ceea ce ne așteptăm este să ne scoatem măcar investiția inițială cu ceea ce primim la TG. Pot să vă spun că de la începutul anului, de la finalul anului trecut și până acum, eu am participat deja în vânzări la câteva zeci de proiecte. Efectiv, câteva zeci de proiecte am reușit să adun în aceste luni. Particip și pe mai multe platforme și am cam luat tot ce a fost de luat. O parte dintre ele le-am păstrat. Au fost și la care am dat refund pentru că nu am scos profitul pe care eu îl vroiam sau nu am reușit să-mi scot investiția inițială și am dat refund și, din păcate, la multe dintre ele
după 2-3 săptămâni sau poate chiar și mai devreme după ce am dat refund, puteam să-mi recuperez lejer investiția dacă nu dădeam. Dar nu ai de unde să știi, până la urmă trebuie să-ți faci un plan și să încerci să te ții de acel plan. Dar și așa, chiar dacă ne uităm pe ultimele proiecte, marea majoritate dintre ele au avut performanțe destul de bune. Au avut și proiecte care au performat extraordinar de bine, cum e YoroAI, cum au fost Legend of Elysium, pe care am reușit la fel să-l vând, cum a fost Nibiru de pe CoinList, cum au fost destul de multe proiecte care au performat foarte bine. Acum sunt și proiecte care probabil performează un pic mai slab, dar dacă stăm să ne uităm, în afară de proiectul de astăzi, cred că a ajuns la preț de IDO, Enoi, Anote sau ceva de genul. A Note Music, da, ceva de genul, cred că îi spune. Nu am stat să urmăresc, m-am uitat doar pe grup și am văzut că a pus cineva un preț și că e oarecum la preț de IDO și nici măcar nu m-am mai chinuit să îmi dau, să mă uit, să vedem cum îmi ia alocarea, să iau contractul, să le avem oarecum pregătite, dar nu m-am mai obosit să fac nimic dacă am văzut că este destul de departe de ceea ce mi-am propus. Dar în afară de ce am văzut, în afară de asta, dacă stăm să ne uităm, cred că marea majoritate dintre ele au performat destul de bine. Repet, măcar 2, 3, 5x cred că a făcut aproape fiecare proiect. Acum, ideea este că unele dintre ele au avut 10% la TG. Ok, ăla trebuie să facă 10x ca să ne scoatem investiția. Dar dacă avem un proiect cu 20% la TG, proiectul trebuie să facă doar un 5x ca să-și recupereze, ca să ne recuperăm toată investiția. Prin 25% e suficient un 4x și ne-am recuperat toată investiția. Vă spun că este extrem de important în momentul de față să ne ghidăm oarecum după aceste metrici în momentul în care decidem ca în ceea ce vrem să facem. Pe de altă parte, discutam astăzi, cred că Cristi spunea pe suport că el nu vinde nimic din ceea și Daniel cred că la fel zicea și mai sunt încă care spuneau, bă, eu toate proiectele care le au acum nu le vând, nu dau nici refund, adică nu le vând, le vând dacă recuperează investiția, dacă nu recuperează investiția, nu dă nici refund. Pentru că e început de bull market și așa cum vă spuneam și mai devreme, șanse sunt ca proiectul să performeze. Trebuie să ne uităm foarte atent ce înseamnă acest vesting, pentru că vă spun, eu personal sunt foarte încrezător pe un vesting care, hai să zic că se întinde pe cel mult un an de zile de aici înainte. Dacă deja mă întinde cu vestingul în situația actuală, deci în luna aprilie, acum, dacă mă întinde cu vestingul pe 2-3 ani de zile, deja vă spun sincer că mă uit foarte atent dacă intru sau nu intru în proiectul respectiv. Dacă totuși am un procent destul de mare la TG care să-mi recupereze investiția inițială, atunci probabil că intru. Dar văzusem un proiect, cred că, nu știu dacă de pe Equinox sau unde, avea 7% la TG și vesting undeva pe vreo 36 de luni sau ceva de gen. Am zis, pas, nici nu vreau să mă gândesc. Nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Nu vreau să cumpăr cu vesting pe 2-3 ani de zile. Chiar în schimb, o să iau cu două mâini tot ceea ce pot să iau de pe platformele care mă oferă și refund. Și mai ales dacă discutăm de un TG cu un procent de pe la 20% deja este ok. La 10% deja trebuie să avem ceva emoții, pentru că proiectul trebuie să facă un 10x ca să ne scoatem bani. În schimb, de la 20% vă spun, sunt foarte încrezător. Ne uitam acum că discutam de proiectul de pe Polka Starter, care are 10% la TG. Am văzut, are un tokenomics destul de bun și am observat că Polka Starter a revenit în forță și a reușit să facă iarăși FOMO pe platformă. Adică toată lumea cumpără, nu vezi pe nimeni să zică, băi, eu nu iau alocarea, nu. Toată lumea este în a cumpăra tot ceea ce listează ei, tot ceea ce aduc ei. Și mi se pare totuși destul de ciudat. După atâta perioadă în care n-au făcut nimic, au revenit foarte tare în forță și una peste alta. Uitați-vă cât de senin participăm la Polka Starter, chiar dacă știm că nu are refund. Țineți minte că ziceam noi ziceam în bear market și ziceam în lunile trecute, păi stai un pic că să vezi că dacă apar platformele astea și nu se dea refund, cu lumea s-a obișnuit cu refund,
n-o să reziste, n-o să facă, n-o să dragă. Uitați-vă că Paul ca starter defilează la pas și nu are nici o problemă. Uitați-vă că sunt proiecte pe unele platforme care, chiar dacă platforma respectivă are refund, are și proiecte pe care le aduce și nu este refund, cum era proiectul de astăzi de la CPAD, parcă. Nu oferea refund. Nu m-am uitat pe el pentru că nu mi-a plăcut partea de vesting și drept urmare am spus pas. Dar nu știu dacă e cineva care activează acolo și dacă ar putea să-mi spună dacă s-a adunat sau nu s-a adunat alocarea, dacă s-a luat toată. Pentru că ar fi interesant de văzut cum a trecut și un proiect care nu are refund. Interesant de văzut, dar vă spun că dacă vă uitați, când discutăm de platforme de IDO, ați văzut că noi activăm în câteva tradiționale. Că discutăm de Decubate, Polka Starter, CDFi, Engine, DAO Maker, sunt proiectele astea de pe care aduc BRC20 și Ordinals, da, BRC20, da, acolo sunt un pic mai noi. Din cele vechi, ați văzut că noi avem acolo pe canalul de announcement, găsiți informațiile permanent pentru că le-am structurat în așa fel încât să nu lipsească nimic. Și atunci, cum am zis, discutăm de CDFi, discutăm de Decubate, discutăm de Polka Starter, discutăm de DAO Maker, discutăm de Bullpers, de Gamespad. În ce platforme mai activăm? Că marea majoritate dintre noi activăm în aceleași platforme. Mai sunt și altele, în Avalanche, în... Încerc să mă uit acum și mă uit la anunțurile de la noi de pe grup, de pe IDO Announcement. Și dacă... cam care sunt platformele? Dar în linii mari cam în astea activăm noi. Mai sunt și am mai văzut Paydu, iarăși îl văd că aduce iarăși unul, două proiecte noi. Deci marea majoritate din aceste platforme care în momentul de față au vânzări, uitați-vă că și tokenul lor a performat destul de bine. Dacă stăm să ne uităm la ce prețuri puteam să luăm acum câteva luni, deja vedem că ar cam trebui să scoatem mult mai mult din buzunar ca să putem să ne facem niște taiere decente. Că zicea Romeo mai devreme că nu e pe Polka Starter, că e pe altele și că prețul nu e neapărat unul foarte bun. Eu zic că e un preț foarte bun. Dacă mă întrebați pe mine, la un dolar încă e mic față de ce potențial ar putea să aibă. Iar dacă Polka Starter continuă în ritmul ăsta, eu mă aștept ca și prețul tokenului să evolueze foarte bine. În aceeași măsură, discutam de mai multe ori cu Romii. Vă spun sincer că oricât de bine ar performa o platformă, în momentul în care eu mi-am făcut un tier mare la ea și acel tier ajunge deja la $10,000 sau poate chiar $100,000, pentru că nu e ieșit din comun să știți să-ți iei un token care să-ți facă câteva sute de mii în bull market. Și vă dau un exemplu foarte clar. Ok, acum dacă vrem să ne facem un tier la Polka Starter de 30.000 de pols, să zic așa. Cineva și-a pornit microfonul și trebuie să-l oprim și oare cine e, că nu reușesc să îmi dau seama. Am rezolvat. L-ai rezolvat, mulțumesc. Deci, în momentul de față, dacă stăm să ne uităm, un tier de 30.000 de pols care... Na, ne oferă multe, adică șansele sunt foarte mari să prinzi alocarea la $30,000 și am văzut că au și alocarea asta de garantată, au schimbat și ei sistemul. Deci $30,000 în momentul de față ar putea să însemne peste $200,000 în bull market. Ok, nu toată lumea poate să scoată $30,000 din buzunar. Dar cei care sunt în cripto deja de mai multă vreme și sunt de câțiva ani, cei care au activat deja în platformele de IDO, marea majoritate dintre ei au niște tokeni, ok, probabil că nu au 10.000 sau nu au atât de mulți, dar au mai multe platforme. Și vă spun că trebuie să vă uitați, să vă gândiți foarte bine platformele în care activați și dacă aveți prea multe, să încercați să faceți o rebalansare și să stați mult mai bine în platformele care... nu știu, au notorietate, platformele care au rezistat și platformele care vedem că și după un bear market
chiar dacă n-au fost active, s-au întors și vin cu proiecte destul de solide. Adică mi se pare mind-blowing să adun 500 de mii, un milion de dolari așa la pas în câteva minute și în continuare să fie bătălie și să nu prinzi la FCFS. Vă dați seama ce nebunie cu adunatul ăsta de fonduri pe platforme de IDO, se adună sute de mii, milioane de dolari, se adună în câteva minute. Dacă mergem către spațiul tradițional și spunem cuiva, unei persoane care are un business, care are, nu știu, o companie și vrea să și-o finanțeze într-un fel sau altul, păi vă spun eu că face cărare de câte ori se duce la bancă, câte documente are nevoie, de câte, sau ca să-și găsească niște investitori, cât la sută trebuie să dea din business ca să adune probabil câteva zeci de mii sau 100 de mii sau 200 de mii. Nu discutăm de milioane de dolari. Pentru milioane de dolari trebuie să-ți dai sufletul dacă vrei să aduni milioane de dolari ca să-ți faci, nu știu, să-ți crești cumva compania în spațiu tradițional. Iar aici noi vedem că se adună în câteva minute. Efectiv minute. Uitați-vă la... Bine, s-au adunat cât? 200 de mii, cred că, la Bullparks, la ultimul, la Unibit, dacă nu înșel. Eu stăteam foarte chill, că nu se ia alocarea. Las că am timp și iau. Adică nici măcar nu m-am stresat. Bine, m-am stresat așa de tare pentru că eu aveam deja cumpărat de o sumă care îmi convenea. Aveam cumpărat cu vreo două zile înainte de pe o altă platformă și de asta nu m-am stresat. Pentru că dacă nu aveam, probabil că intram și pe Bullparks. Stăteam așa de calm că la ultimele proiecte nu s-a dat alocare, zic las că intru imediat. Nu știu, m-am prins cu altele. Și după care nu m-am văzut pe grup că s-a scris că nu mai poate lua. Zic, firar. Deci pe Bullparks l-am ratat Unibit-ul pur și simplu din comoditate. Dar, repet, având deja alocare, probabil că stăteam mai... Dacă nu aveam deja alocare cumpărată, poate că eram un pic mai atent. Deci s-a adunat în câte minute? Nu știu, efectiv în câteva minute cred că s-a adunat alocarea. Și nu e neapărat Bullparks cel mai bun exemplu de rapiditate. Uitați-vă la inclusiv Paidu, în cât timp a adunat? A avut vânzare de 1 milion, parcă nu? La Ether Games. Cred că 1 milion. 1 milion de dolari. Și asta nu este tot. Ați văzut la următorul proiect. Adică, nu știu, Paidu vine acum cu două proiecte din ce am văzut eu. La unul dintre ele, targetul de vânzare, adică vor să adune 6 milioane de dolari. 6 milioane de dolari. Mi se pare enorm. Enorm. Iar dacă reușesc să facă treaba asta, băi, să adune 6 milioane de dolari într-un IDO, mie personal vă spun, mi se pare mind-blowing. Adică am mai văzut și în ciclu trecut, da? Am mai văzut platforme care au adunat câte 1 milion de dolari. Chiar și Polka Starter la Humans, dacă bine mi-amintesc, cred că tot 1 milion de dolari a adunat. Am mai avut 2 milioane. Scuze-mă că vă întrerup. Mister, scuze-mă că vă întrerup. Am mai avut un proiect la final de Bull, OK Let's Play, pe Polka Starter în 17 minute sau în 21 de minute s-a dat 3,5 milioane de dolari. Deci a fost... Mă, l-am și pe ăla. Îl am în portofoliu și e mort. Ai vrut să-mi strici ziua. Ăla e pe Polygon, nu? Ăla e pe Polygon, dacă ne țin minte, nu? A vrut să-mi strici ziua. Da, am scăpat de el. Deja e gata numai aici, acolo. Păi mi-am scos banii atunci, dar în rest este mort. Bine, mereu vrei să ne zici ceva? Nu, vreau să spun că-l donez și eu. Și așa nu am multe. Da? Avem... Am OK Let's Play, am 100%, știu, îmi spune ceva proiectul, dar 6 milioane parcă n-am. OK, am văzut. Aia era ideea că s-a strâns atât de mare sumă, știi, pentru un proiect incredibil. Care, na. E incredibil. Deci ce vedem noi aici în cripto este ceva ce, deci în afară de noi nu înțelege nimeni. Vă spun eu, deci în afară de noi care stăm aici și noi discutăm de milioane și de sute de mii de parcă noi am fi Ion Țiriac când vine vorba de spațiul ăsta. Adică cu atâta lejeritate povestim noi. A, cât? A adunat 500 de mii, 1 milion, 300 de mii, 200 de mii. Este incredibil ce se întâmplă în piața asta.
sunt foarte curios cum va evolua, dar a adunat 3,5 milioane, a adunat proiectul respectiv, când? În plin bull market. No? La final. Era final de bull, dar oricum s-a strâns. Și în 17 sau în 21 de minute, că țin minte că mă uitam pe ceas și am zis că nu cred. Da, e mega. Sunt foarte curios să vedem cum se vor desfășura lucrurile acolo. Nu mai activez în paid, am spus la un moment dat într-un voice. Personal mi-am vândut paid-ul pentru că nu mi-au convenit condițiile pe care le-au adus în bull market-ul actual. Adică nu mi-au plăcut niciodată platformele astea cu penalizări. Adică penalizare e ok, înțeleg, dar dacă deja sau să mă pui să mai plătesc încă suplimentar și să mă pui să plătesc comision în condițiile în care eu cumpăr token ca să-i pun în stake. Ok, că mie ideea este următoarea, pentru că la proiectul ăsta de 6 milioane de dolari de la paid, mă îndoiesc că doar cei care au paid vor cumpăra. Știți foarte clar că la paid se poate participa și fără să ai token. Dar e o taxă, un comision, nu mai știu, 15% cred că e. Nu mai știu cât este exact. Poate greșesc. Și o altă chestie care nu mi-a plăcut la ei a fost partea aia cu comision când depui în stake, comision când retragi din stake. Pot să înțeleg că mi-e un comision când retrag din stake, dar când depun în stake, de ce mi-e comision? Pentru ce? Că doar de aia l-am cumpărat și de aia îl pun în stake, să particip la proiecte. În fine, trecem peste. Ce mi-aș dori să discutăm poate în detaliu este și anumite platforme în care mulți dintre noi poate nu activăm, poate sunt alte persoane care activează și poate să ne dea, pot să ne dea un feedback. Să încercăm să ne uităm și în altă parte, repet, nu neapărat pentru mine, sau și pentru toți ceilalți membri, pentru că eu v-am zis, slavă Domnului, mi-am făcut taiere în câteva platforme încât stau destul de bine. Problema mea e cu organizatul lor și că sunt multe și că e destul de greu să le gestionez. Nu e problema că nu aș putea să-mi fac un taier, să zic. Dar deja sunt prea multe și vreau să reduc din ele, fiind atât de multe. Dar mi-ar place să stăm să discutăm individual și să vedem și alte platforme în care nu activăm, care sunt disponibile în momentul de față, din punct de nu disponibile, care sunt accesibile din punct de vedere al costurilor. Și atunci poate aveți și câteva idei de platforme în care să intre și persoanele care nu neapărat își permit să dea mii sau zeci de mii de dolari ca să-și ia un tire. Și aș începe, haideți să le luăm un pic pe rând. Ordinea este una aleatorie. Eu o să vorbesc de platformele pe care cât de cât în principiu le cam știu pe toate cum funcționează, dar o să discut probabil mai mult de cele pe care activez și eu și în care am participat în ultima perioadă. Sunt și platforme în care încă am taiere, dar personal n-am văzut să-mi aducă încă neapărat niște proiecte extraordinare încât să stau să mă analizez mai atent. Și o să trebuiască stau să mă gândesc foarte clar dacă o să mai rămân în acele platforme. Bun. Haideți să le luăm în același timp, repet, dacă sunteți printre voi care nu știți, nu vă descurcați cu o platformă, aveți întrebări despre ea, vă rog eu tare mult, întrebați și încercați să nu vă jenați că întrebați ceva, pentru că de asta suntem aici. Și din acest motiv stăm și facem aceste voice-uri și aceste întâlniri, ca să putem să facem lumină pentru toată lumea și să știe toată lumea cum poate să iasă cel mai bine din acest market și cum trebuie să abordeze această piață. Dar înainte de asta, pentru că săptămâna trecută nu am făcut nimic, stați așa că vă facem iarăși un mic concurs și premiem pe cineva iarăși pe Twitter cu
La fel, ca și data trecută. Premiez pe cineva cu 25 de dolari. Control V. V-am pus acum în, chat un ultim tweet pe care l-am dat eu astăzi. Deci, like, retweet și comment cu... A, nu, stați că l-am pus greșit. Delete. L-am pus pe announcement. Îmi cer scuze. Control V. L-am pus acum pe community. Like, retweet și un comment cu ce vreți voi. Nu știu, puneți gif-uri, scrieți ce vreți în comment, orice. Și la final de concurs voi extrage pe cineva care, care a dat like, retweet, comment. O să mă uit pe Twitter și random, cum am mai făcut și dățile trecute, o să extrag o persoană norocoasă, ca să spun așa. Deci, nu uitați, like, retweet, comment la mesajul pe care l-am pus eu acum, la ultimul meu tweet de pe Twitter, de pe X. Deci eu nu mă pot obișnui sub nicio formă cu X și cu, cum se spune, repost, nu? Acum nu se mai spune retweet, se spune repost, dacă nu mă înșel. Eu nu mă pot obișnui cu ideea asta. Pentru mine tot Twitter rămâne și tot retweet rămâne. Bun. Începem cu ce să începem? Cu Polka Starter, că doar de el discutam mai devreme. Dacă cumva greșesc ceva, rog colegii și rog oricineva să mă corecteze, că nu am stat să văd neapărat acum condițiile, nu am stat să citesc ultima oară condițiile de la Polka Starter, dar adică am participat direct în condițiile în care am și reușit și mi-am luat alocare, n-am mai stat să mă uitam de fiecare dată, mă uit la proiect în momentul în care vine, să vedem cât am alocare, cât a trebuit să plătesc, pe ce rețea și ce fonduri ar trebui să duc. Haideți să ne raportăm acum la Polka Starter, pentru că discutam mai devreme de el și care în continuare, cred că marea majoritate dintre cei pe care îi știu și dintre cei care activează în platforma asta se declară în continuare mulțumiți de ceea ce se întâmplă cu Polka Starter. Încă nu am auzit pe cineva să vină să se plângă, chiar și au revenit cu primul lor proiect, cu Ether Games, care a performat foarte bine, cu ce am primit la TG, adevărul este că am primit și 25%. Cu ce am primit la TG, am reușit să ne recuperăm și investiția și profit. Deci mai avem de primit încă 75%, chiar astăzi mă uitasem și am văzut că Vestigu e unul liniar și mai aveam încă de dat claim la token acolo. Deci cu primul proiect au dat o super lovitură, vânzarea a fost imediată. Bineînțeles că au fost iarăși cazuri în care nu s-a prins la FCFS și am reîntâlnit acele frustrări pe care le aveam noi în bull marketul trecut, în momentul în care nu reușeam să ne luăm alocări. Frustrări care, credeți-mă, o să vină și în acest bull market. Sunt persoane noi care vor intra în piață, sunt persoane care nu înțeleg 100% cum funcționează acest sistem și o să fie extrem de frustrați. Pe de altă parte, sunt și persoane care, până la urmă, au un buget limitat. Ăla este și nu își permite, probabil, nu își permit să ia neapărat un tier garantat care costă foarte mult. Nu este nicio problemă, nu este nicio jenă, alea sunt fondurile, alea sunt banii. Nici nu stăm acum să ne vindem casa, mașina, ca să ne luăm noi un tier în Polka Starter, în Bulper sau în DAO Maker sau prin alte platforme de genul ăsta. Participați cu cât aveți, participați cu cât puteți. Important este să vă setați și așteptările în funcție de investiția pe care o faceți. Pentru că toată lumea spune că în cripto se fac bani ușor. Da, așa este. Toată lumea spune că în cripto se fac bani mulți. Da, așa este. Dar pot să vă spun că nu o să poți să faci niciodată foarte mulți bani cu bani puțini. Este nevoie, într-adevăr, să aloci totuși o investiție în momentul în care să faci totuși o investiție cât de cât ok, în momentul în care vrei să intri în horă. Dacă marea majoritate dintre noi eram suficient de inspirați ca în vara anului trecut, în început de toamnă, când încă prețurile erau efectiv, nu erau. Erau derizorii față de ceea ce se întâmplă acum. Nu vorbesc de ceea ce se va întâmpla în bull market. Față de ceea ce se întâmplă acum, prețurile în vara anului trecut erau derizorii. Puteam cumpăra polsul pe la 0,20 și ceva de dolari.
Puteam cumpăra decubate cu vreo 3-0 în față. Puteam cumpăra, deci erau două maker, era pe la vreo 0.6, 0.5, 0.5 a ajuns la un moment dat. Nu știu dacă scăzuse sau nu sub 0.5. Peidu era 0.0011 sau ceva de genul. Deci efectiv erau prețuri. Discutam, cred că, nu știu, cu tine discutam astăzi, Romi, nu mai știu cu cine discutam, când am zis că puteam să luăm, deci, 1.000.000 de decubate, de exemplu, puteam să le luăm cu 1.300-1.400 de dolari. Efectiv, 1.300 sau 1.400 de dolari. 1.000.000 de decubate. Aia însemna de 5x diamond față de ceea ce au ei acolo. Ceea ce reprezintă o medie de alocare pe proiect între undeva către 1.000 de dolari, cred că, dacă aveam un 5x diamond. Pentru că media e undeva pe la 200 de dolari, hai să zici, la diamond. Dacă ai 2 diamond, ai 400, dacă ai 3 diamond, ai 600 și așa mai departe. Deci cu 1.300 de dolari. Acum, stați să vedem cât e, sunt foarte curios, de cubait. Ce preț are acum? DKB. Știu că e aproape de all-time high, dacă nu chiar la all-time high. Da, e 30% sub all-time high, dar a fost săptămâna trecută all-time high, 0.17, mamă, ți-a dus. Ok, la prețul actual ar însemna 123.000 de dolari. Acei 1.300. Deci discutăm de 100x? Da. 100x. Ok, nu toată lumea a fost inspirată, nu toată lumea a luat atunci, nu toată lumea a luat cât ar fi trebuit să ia, dar variante au fost. Slavă Domnului, le-am avut pe masă. Acum, nu aș putea să vin și să vă spun eu să mă laud, mamă, ce deștept am fost și eu mi le-am luat pe toate, atunci mi-am făcut taierele. Am fost atât de inspirat încât am luat din fiecare și le-am luat pe toate. Nu este adevărat. Nu. Au fost platforme la care am reușit să-mi cresc taierul în bear market, în plin bear market. Mi-am tot luat token, ne-am mai făcut și schimb între ele. Foarte mulți token am reușit să-i schimbăm. Făceam extrem de des asta, pe cel puțin pe canalul de suport o făceam foarte des. Schimbam BLP cu Pulse, Pulse cu Paid cu Launchful, cu atâtea le-am schimbat între ele și atâtea vânzări de genul ăsta făceam în bear market. Când prindea unul un pic de pump, îl schimbam pe celălalt, încât cel puțin la un moment dat la Paid aproape că îmi dumblasem tokenii doar prin astfel de metode de trading. Într-unele dintre ele am mai cumpărat și de multe ori ne-am mai împins unii pe alții când vedea că ia câte unul, băi, e prețul bun, am mai luat și celălalt și am reușit totuși să ne facem niște taiere decente. Nu cred că există cineva în momentul de față sau poate că există, dar oricum sunt foarte puțini cei care pot să zică gata, eu mi-am făcut obiectivul, am taierele pe care mi le dorez eu pe toate platformele și nu mai vreau nimic. Adică nu, e clar, e ceea ce mi-am stabilit. Probabil că sunt, dar sunt destul de puțin. Dacă stăm să privim în urmă, marea majoritate dintre noi avem regrete că n-am luat la momentul respectiv, că n-am luat pe platforma respectivă. Dar ce trebuie să înțelegem este că atunci era foarte greu să știi. În condițiile, adică trebuia să ai o super încredere, să stai să cumperi Paid sau să cumperi Polka Starter în condițiile în care ei de un an jumate, aproape 2 ani de zile, ei nu aduseseră niciun proiect. Adică e clar că riscul era unul extrem, extrem de mare. Țineți minte că în bear market, platformele de IDO sunt zero barat, adică nu e nimeni curios de ele. Degeaba cumpărăm noi în bear market dacă nu avem de gând să ne facem un taier și să mergem cu ele mult mai departe. Am mai întâlnit și situații în care am cumpărat, dar platformele, după ce a început un pic nebunia, cel puțin cred că am văzut pe una sau pe două, au modificat taierele. Pentru că au zis, păi nu, s-a cumpărat prea ieftin, atunci creștem taierele. Cine? Solras, cred că a făcut asta și îl vedem că încă șchioapătă și cred că mai erau câteva platforme. Dar
Revenind la că am deviat de la discuția inițială, discutam de Polka Starter. Haideți să o luăm în ordine cronologică. Polka Starter a fost de departe una din cele mai bune platforme de lansare proiecte în ciclul trecut. La un moment dat exista o statistică pe Twitter, în care, bine, postată de ei, în care se specifica că dacă cineva reușea să ia alocare la fiecare proiect pe care l-a avut Polka Starter în bull marketul trecut, cu alocarea pe care o aveau, pentru că atunci era o alocare fixă, nu era pe taiere, nu era pe nimic. La un moment dat, în toamnă, avea peste $1.250.000. Asta dacă reușea să ia la fiecare proiect. Acum, nu știu câte persoane au reușit să ia la fiecare proiect, pentru că ca să iei în Polka Starter, atunci aveai nevoie de, nu știu cât era, 4, 5, 6 dolari, cred că era token. Nu mai știu. Romi, nu mai știu oare la ce cantitate de polls specifica să reia atunci că aveai șanse de peste 90%. Peste 30.000 era atunci. Era atunci peste 30.000? Da, da, era polls-ul la 6 dolari. Adică aproape 200.000. Dar chiar și așa. Chiar și așa. O investiție de $200.000 te ajungea în plin bull market la 1.250.000 dacă luai la fiecare proiect. Adică vă spun că și la $200.000 îți scoteai banii cu vârf și îndesat. Acum, eu nu vă spun să mergeți cumva careva și să dați, nu știu, 50.000, 100.000 de dolari ca să vă faceți un tire. Deși acum costă cât? 50.000. Cu 50.000 ai garantat la Polka Starter. $50.000. Dacă ne ascultă cineva din care nu e în cripto acum și spunem că noi dăm $50.000 sau există persoane care dau $50.000 pe ca să-și facă un tire într-o platformă, când cu banii aia poți să mergi să-ți iei o garsonieră, nu știu, într-un oraș mai nu atât de, adică nu București, Timișoara, Iași, Cluj sau într-un oraș mai mic, să zic, și tu îi spui că te duci să-i dai acolo ca să participi la câteva vânzări, vă spun eu că vă internează la spitalul nou. Deci nu discutați chestii de genul ăsta, că o să se uite la voi mega ciudat și nu o să înțeleagă nimic. Dar în actuala fază de piață în care ne aflăm, eu aș putea spune, bineînțeles că n-am nicio garanție, dar eu sunt convins că acei $50.000 se vor recupera la pas. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că acei $50.000 se pot recupera la pas, chiar dacă intrăm acum să ne luăm un tire maxim pe Polka Starter. Pot să mă înșel? Bineînțeles că pot să mă înșel, la fel de bine cum pot să am și dreptate. Dar bazat pe istoric și pe ceea ce s-a întâmplat și pe ceea ce vedem că aduce în momentul de față, cum e și proiectul celălalt, Trueflation, la care sper totuși să prindă alocare, este... Nu cred că nu va performa. Mi-este foarte greu să cred că Polka Starter nu va fi iarăși una dintre platformele de top. Mi-e foarte greu să cred. Proiectele sunt foarte, foarte bune. Revenind la ce vă spuneam, a fost una dintre platformele de top în ciclul trecut. S-au făcut destul de mulți bani, lucrurile au funcționat până când n-au mai funcționat, că a venit bear market-ul. Și undeva pe final de bear market, în toamnă, și mai pe final, e clar că lucrurile au început să scârție. Acum au revenit în forță și au revenit cu proiecte destul de bune. De ce avem nevoie ca să participăm în Polka Starter pentru cei care nu știu? La Polka Starter șansele funcționează pe tichete la loterie, adică discutăm de un minim 250 de polls. Deci, dacă ai 250 de polls, poți să te înscrii pe platformă. Trebuie să-ți faci măsurile de verificare a identității, să-ți faci un cont acolo, să pui sau să nu pui în stake tokenii, pentru că momentan nu este obligatoriu. Adică nu este obligatoriu să pui tokenii în stake dacă nu vrei. Dar dacă este un proiect și tu ai pus de mai puțin de 7 zile tokenii în stake, nu te califici. În schimb, dacă pui acum, trebuie să treacă 7 zile ca să poți fi luat în considerare ca și
șansă la loterie. Deci plecăm de la 250 de polls și aveți un tichet la loterie. Cu 500 de polls aveți două tichete la loterie și tot așa din 250 în 250. Aveți 2500 de polls, aveți 10 tichete la loterie. Acum, trebuie să vă gândiți că ca și voi mai sunt încă nu știu câte persoane. Locurile sunt limitate și tichetele sunt limitate. Drept urmare, eu țin minte în ciclu trecut când aveam mult mai puțin polls și aveam pe mai multe conturi și acum am pe mai multe conturi, doar că nu mai particip cu cât am participat atunci. Este clar că mi-am crescut aerul, mi-am luat suficient polls încât să stau ok. Dar țin minte că în ciclu trecut pontul era cu 3000 de polls. Cam acolo era cea mai fericită, cel mai bun risk reward, să zic așa. Și raportat la șansele pe care le aveai să câștigi. Bineînțeles că ai șanse mult mai mari cu 30.000 de polls, adică indiscutabil. Dar dacă reușiți să luați un 3.000 de polls, pot să vă spun din experiență proprie că în ciclu trecut, acum nu știu cum o să fie acum, șansele erau undeva de vreo 35% să primești totuși alocare și să prinzi, alocare. Un lucru pe care trebuie să o luați în calcul este că dacă, chiar dacă aveți 3.000 de polls și ați prins alocare la un proiect, intrați în cooldown, adică timp de 7 zile, dacă nu mă înșel, nu mai puteți participa la un alt proiect. Iar dacă Polka Starter are un proiect după 3-4 zile, nu puteți să mai participați. Cooldown-ul, dacă nu mă înșel, se anulează de la 30.000 de polls, Romi? Da, da. 30 și 50 în cooldown. Parcă. Așa, știu că nu, eu nu aveam cooldown și nu mai știam, nu mai știam exact, nu m-am uitat după regulile lor. Deci dacă aveți mai puțin de 30.000 și ați apucat să luați un proiect, va trebui să stați un pic pe tușă până când trec cele 7 zile și să știți că s-ar putea să existe posibilitatea să ratați un proiect bun pentru că sunteți trași pe dreapta. Eu nu vă spun să vă luați 30.000 de polls sau să vă luați 50.000 de polls. Aici fiecare câți bani are, cum știe, nu. Da, eu sunt destul de încrezător în polls că lucrurile vor funcționa în continuare foarte bine. Legat de reguli, o parte mișto pe care au introdus-o în ciclul actual este că ai alocare garantată. Deci dacă înainte era FCFS, se deschidea, aveai totuși ai reușit să prinzi alocare, dar te băteai cu încă nu știu câți alții. E, acum, dacă ai prins alocare pe sistemul de garantat, ai la dispoziție o oră în care poți să-ți iei liniștit alocarea. În schimb, după vine FCFS-ul unde e cu bătaie. Deci e cu pumni în gură, cu săbi ridicate, cu înjurături, cu de toate și e care, știți cum se stătea pe vremuri la pâine și când se bagă lumea în față și no, o chestie de genul ăla. Sau la ce se stătea la coadă? Nu știu la ce se stătea pe vremuri. La toate, de fapt, cred că se stătea la coadă. Deci circul ăla când vezi ceva că se termină și toată lumea vrea să cumpere. E, așa e și cu FCFS la Polka Starter. Și am văzut deja, chiar dacă nu este plin bear market, am văzut deja că alocarea se ia rapid. Alte reguli pe care le are Polka Starter, după ce se termină perioada de garantat, intră perioada de FCFS și acolo e, da, și la FCFS trebuie totuși să fii selectat să poți să participi și la FCFS. Bun, mai e ceva, trebuie să fiți extrem, extrem de atenți de fiecare dată. Nu vă lăsați pe ultima sută de metri. Duceți-vă fondurile din timp. Încercați să vedeți din timp pe ce chain se plătește, unde se listează, care este contractul, dacă vindeți, dacă nu vindeți, dacă cât ar trebui să facă proiectul ca să vă recuperați investiția inițială. Încercați să vă calculați din start și asta este valabil pentru toate platformele, nu doar pentru Polka Start. Nu vă lăsați nepregătiți, pentru că dacă stați nepregătiți, o să fiți nehotărâți, nu știți dacă să vindeți, dacă nu vindeți. Trebuie să aveți notat foarte bine și foarte clar pe hârtie sau unde vreți voi să aveți notat. Băi, ok, cu ce preț am cumpărat? Cât am primit la TG? Cât ar trebui să fie tokenul ca să pot
să-mi recuperez investiția inițială și care este planul. Dacă mergeți pe orbecăite și nu știți foarte clar, o să stați, vă tot gândiți și vă spun că de foarte multe ori, uitați-vă ce s-a întâmplat la proiectul, unul dintre proiectele care s-au listat ieri alaltă, dacă nu mă înșel, Versus X de la Bullparks. Și care la listare recuperam lejer investiția și cred că și dublu profit, dacă nu mă înșel. Până s-a dat claim pe Polygon, până au venit tokenii, până a așteptat Gate.io să facă, nu știu, 10-20 de confirmări sau câte confirmări iau acolo, proiectul s-a dus spectaculos în jos, încât dacă la început recupera investiția și un profit destul de serios, pe când au ajuns tokenii în Gate, erai undeva, recuperai vreo 50-60% din investiție cu 25% din token. Nu e rău, dar e departe față de ce ne-am propus inițial. Și asta vă spun de la bun început, că trebuie să vă notați foarte clar ce, când, cum, cu ce preț vreau să vând, unde se listează, care este contractul, să mergeți să vă copiați contractul pe DEX-uri dacă reușiți să-l, dacă se listează pe DEX-uri. Vă spun sincer că acum am ajuns să-mi doresc foarte mult să văd proiectul listat pe DEX-uri. Adică nu vreau să mai aud de CEX-uri. Chiar dacă KuCoin-ul, de exemplu, era campion la a lista proiecte și la a avea performanțe extraordinare și în continuare, este în continuare campion când vine vorba de performanțe ale proiectelor. Bine, a mai apărut și Bybit în scenă, care performează bine. Dar campion, cel puțin în ciclu trecut, era KuCoin. Am ajuns să mă bucur să văd dacă este pe DEX, pentru că pe DEX vinzi instant. Nu mai stai să aștepți și să-ți facă surprize cum i-a făcut și Versus X și în general cam proiectele care le-am văzut pe Polygon în ultima perioadă. Cu CryptoDev cred că discutam astăzi când ne-am văzut și am zis, băi, nu mai vreau să aud de Polygon. Deci nu mai vreau să aud de el, vă spun sincer. Mi-e așa silă de Polygon și de cum se mișcă rețeaua și de... nu știu, poate se vor schimba lucrurile când vine, nu știu, Polygon ZKVM și se transformă tokenul în Poly sau în cum se numește, poate se vor schimba lucrurile, dar din punctul meu de vedere mie mi se pare că merge extrem de greu, extrem de greu funcționează tranzacțiile, chiar și așa CryptoDev tot mi-a căzut. Tot nu mi s-a onorat tranzacția pe care am făcut-o noi astăzi, chiar dacă am schimbat RPC-ul, chiar dacă mi s-a blocat, stă acolo blocat. De multe ori trebuie să reinstalez MetaMask-ul ca să anulez niște tranzacții pe Polygon și mi se pare mind-blowing. Și acum stau și mă gândesc un pic că dacă m-ați fi întrebat acum un an și ceva, eram mega bullish pe Matic. Îmi plăcea foarte mult Matic. Văzuse mai multe videoclipuri cu niște OG din ăștia din cripto, VC-uri mari, CEO de la VC-urile astea, oameni cunoscuți în cripto. Băi, toată lumea avea Matic în portofoliu. Era unul dintre proiectele pe care le menționa oricare când îl întreba, ok, care e portofoliul tău? Matic, Ethereum, Bitcoin, nu știu ce. Dar Matic era la loc de cinste. Și la momentul respectiv și eu eram foarte încrezător în Matic. Și bineînțeles că mi-am făcut un bagaj de Matic, a fost ok. Dar din ce în ce mai dezamăgit, de-a dreptul mi-e silă de el acum. Am Matic, încă dețin Matic, dar vă spun sincer că îi fac vânt. Deja când ajunge la 1,2-1,3 îi fac vânt, nu mai stau să mă... Stau foarte bine oricum pe el. Nu ai voie să te plângi de Matic. Da, tu bine. Când nimeni nu știa de Matic, că dacă le spui acum la oameni la ce preț ai luat tu Matic-ul, așa îi apucă durerea de cap. Deci n-ai voie să te plângi de Matic. Nici dacă nu-ți onorează 10 tranzacții luna asta, n-ai voie să te plângi de el. Deci nu mă plâng de că n-am făcut profit cu el. Am făcut profit și am făcut foarte bine profit. Da, lumea știe, cred că marea majoritate din voi știu deja că mai zis. Eu am cumpărat 10.000 de Matic, dar acolo era și tu, domnul Romi, pentru că raportul ăla de research de la Ivan împreună îl primeam.
Și Maticul acolo a fost specificat. În raportul ăla pe care am plătit noi 3.000 de dolari în 2000. Cum? Și eu eram, dar eu nu m-am plâns de Matic, eu tac. Ah. Da. Mă, cert este că atunci când am cumpărat eu Matic la începuturi, am cumpărat de 125 de dolari, am cumpărat 10.000 de Matic. Na, ca să vă dați seama. 10.000 de Matic am cumpărat de 125 de dolari. Dar asta a fost prin 2020, cred că 2019-2020. N-am. Atât am știut eu să cumpăr atunci de 125 de dolari, că nu știa nimeni de Matic la momentul respectiv și nu reprezenta nimic Matic atunci. Cred că și bugetul mi-era mai limitat la timpul respectiv, nici nu știam eu foarte multe, poate atât câte am reușit să învăț în anii ăștia. L-am luat, e ok, Maticul și-a scos banii, am vândut și la 3 dolari, am vândut și la 1 dolar, am vândut și la 2, am și păstrat, mai am încă Matic, nu l-am vândut pe tot. Deci lucrurile sunt ok, dar acum ne raportăm strict la ceea ce se întâmplă în piață și când vezi cu ce viteză funcționează Solana, când vezi cum merge Avalanche, când vezi că bă, și Ethereum ajunge mai repede decât Polygonul. Ok, e mai scump, într-adevăr. Dar și Ethereum ajunge mai repede decât și onorează tranzacțiile mai repede decât Polygon. În fine, discuția nu este despre Polygon. Am și o întrebare de Polka Starter. Da, Vlad, te rog. Unde vezi exact alocarea pe care o primești? Pentru că pe grup am văzut și 75 de dolari pentru 250 de pols. Pe blogul de la Polka Starter apăreau 50 de dolari în schimb. Care e până la urmă suma finală, să zic așa? La ei pe comunitate o pun de fiecare dată. Am pus și noi, dacă mergi la noi o să găsești poze în funcție de, pentru că nu este o alocare fixă, Vlad. Este în funcție de... că erau mai multe poze cu sume diferite. Da, am întrebat. Erau poze cu sume diferite la proiectul ăsta pentru că alocarea de la private cu alocarea de la IDO sunt valori diferite. Exact. La Truflation mă refer eu, sau cum se numește. A, la Truflation? Da. La Truflation e numai una din ce știu eu. Păi da, da, am și menționat. Mi se pare că e undeva la... Am văzut-o și eu, nu mai știu acum din cap. Dar mi se pare că e undeva la 300 de dolari dacă ai 3000, parcă. Nu mai știu, dar uitați-vă că... 450 e la peste 30.000. Și 200 la 3000 plus, între 3000 și 10.000. Între 3.000 și 10.000 înseamnă, da. Vlad, le găsești, probabil, nu știu, sper că ești pe canalul nostru de IDO Announcement. De obicei acolo le punem de fiecare dată. Acum, într-adevăr, acolo ar trebui să te uiți oarecum oficial. Pe comunitate, dacă pun poză cu ce au pus ei, înseamnă că ăla e, dar două poze diferite n-am văzut cu alocări diferite, nu știu la ce faci referire. Poate că ai văzut ceva și să nu fi făcut confuzie între... N-ai făcut cumva confuzie între Truflation no, cu... Nu? M-am exprimat greșit, am văzut o poză unde era o anumită sumă și un moderator pe canal a pus... Erau alte sume puse de el, dar nu în poză, ci mesaj. Oricum, o să ai timp suficient înainte, dacă prinzi alocare, o să ai timp suficient să vezi, pentru că apare suma cu care poți contribui, apare pe platformă înainte. Deci înainte, chiar dacă, înainte cu cât timp? Cred că apare în ziua aia. Apare în ziua aia, dacă nu mă șel. Stai că mă uit acum pe... În momentul ăsta nu apare, cel puțin mie. La Truflation nu cred că apare. Stai să mă uit pe proiecte și să vedem ce îmi dă mie la Truflation. Da, am fost, adică pot să particip. Token sale, să ne uităm. Sell price. Da, token distribution nu arată cât. Nu arată cât, dar dacă mergem un pic, dăm voie să mă duc pe canalul lor de Telegram și să vedem exact ce ne spun ei aici. Mergem mai departe.
la Truflation Detail. Data 5 aprilie, se încheie în 4, se plătește în Ethereum pe Arbitrum și la Truflation se pare alocare între 50 și 600 de dolari. Bun. Și mergem pe blog. Dacă deschidem blogul, cum să participăm? Ok, și zicem așa, total IDO 200.000, Ethereum alocare între 50 și 600 bazat pe Pulse Tire. Și zice așa, la plus 250 de Pulse, da, e simplu Vlad, de fiecare dată noi le punem, dar dacă cumva scapă, o să mergi la ei pe canal și de obicei au un post pe blog. Eu îți recomand ca de fiecare dată să te uiți pe blogul lor dacă ceva nu ți-e clar. La Truflation avem așa, la plus 250 de dolari, alocarea este de 50. La plus 1000 de nu, plus 250 de Pulse, mă scuzați. E 50 de dolari. La plus 1000 de Pulse, 125. La plus 3000 de Pulse este 200. La plus 10.000 este 300, plus 30.000 este 450, iar la 50.000 de Pulse alocarea este de 600. Acum mie mi se pare destul de la 3.000 de Pulse să ai 200 și la 30.000 să ai dublu și un pic. Da, e cam mică diferența, dar ai șanse mult mai mari. Era o discuție cu Dinu pe canal, pe suport, și zicea că au foarte multe conturi de plus 30.000 și plus 50.000. Și atunci trebuie să lase alocări decente și pentru ăștia alți, să fie cumva răspândită alocarea. Și cumva e normal să facă lucrul ăsta pentru că vor să creeze adopție. Dacă ei ar da la 3.000 de Pulse acum alocare 50 de dolari, nu ar vrea nimeni să-și cumpere 3.000 de Pulse pentru alocare de 50 de dolari, îți dai seama. Așa. Și este. Atunci, dând o alocare consistentă, ei cumva stimulează userii noi. Așa este. Aia pe și care o să facem urmă, în 6 luni. Până la urmă este și ceea ce ai zis tu. Ia uitați-vă că pun eu acum... Vlad, am pus eu pe IDO Announcements, am pus și poza cu alocările ca să fie în cazul în care nu mai este lume care nu este foarte clar ce alocări avem. Într-adevăr, și tu, Rom, ai zis o chestie foarte, foarte interesantă asta și foarte adevărată. Până la urmă, avem nevoie și de cei care se duc și participă cu mai puțin și cei care intră FOMO atunci pe final să poată să participe și cu mai puțin Pulse. În acest fel crește și prețul tokenului. Dar cu toate astea, să știți că sunt o grămadă care o să rămână pe din afară. Și noi avem nevoie de acele persoane care rămân pe din afară și care se duc să cumpere FOMO, care se duc să cumpere FOMO după. Pentru că altfel, cui am vinde noi? Cui am vinde noi dacă toată lumea și-ar lua alocare garantată acolo? Și dacă toată lumea ar prinde, cine ar mai fi curios să cumpere? Da, sincer, oricum nici nu-i doare mâna să scrie că ai alocare 200 de dolari și poate participă 2000 și prind 20. Adică... Exact. Da. Păi asta e și ideea. Asta e și ideea. Asta trebuie să facă. Că... ei trebuie să creeze un hype, fiindcă acum ei strâng 100-200 de mii, dar o să vină momentul în care vor avea proiecte cu 500-600 de mii, un milion. Și atunci tu trebuie să creezi un hype, pentru că ok, tu vinzi un milion în alocări, dar trebuie să rămână pe din afară oameni care în euforia aia să cumpere la TGE, fiindcă dacă nu are succes listarea. Nu poți. Acum, la 200 de mii, la ce strâng ei acum în proiecte, nici market maker-ul nu-ți ia mult. Dar în momentul în care tu vii cu un proiect și ai strâns 2 milioane de dolari în private sau 3 milioane în private și în IDO și ai edita mai lichiditatea, când vine market maker-ul și îți spune că trebuie să-i dai 600 de mii, nu-i... ușor. Și atunci trebuie să ai hype pe proiect, să
ridice și aia prețul tokenului. Corect. Corect. Bun. Acum, ca să trecem mai departe, mai există întrebări legate de Polka Starter? Ca să nu rămână ceva nediscutat. Sunt o grămadă de persoane care încă o să întrebe și aș prefera poate în momentul în care vine cineva și ne întreabă de alocări să facem trimitere la acest voice. Ok, tu te la acest voice că s-a discutat despre Polka Starter. Zici tu de Polka Starter, Bitcoin se apropie de 70.000. Doamne ajută, poate crește și maticul meu să-l vând. Adică nu vreau să-l vând, vreau să-l recalibrez, să ne înțelegem. Vreau să trec în altceva, nu vreau să vând ca să ies din, piață. Vreau să-mi, pentru că dacă este ceva ce am făcut în ultimele luni, vă spun că a fost o rebalansare permanent, am vândut ceva, dar am cumpărat altceva. Și am încercat să modific un pic portofoliu. Am încercat să stau un pic mai bine pe anumite proiecte și din unele care nu, pur și simplu nu îmi mai plac, să ies complet. Acum, eu nu zic că n-o să mai cumpăr Matic. Sub nicio formă. Dacă văd că Matic revine sau Polygon sau cum i-o fi spunând sau cum o să-i spună în momentul în care va trece la celălalt token, cu siguranță voi intra și voi cumpăra. Dacă văd că lucrurile se schimbă. La fel de bine cum eram pornit pe Polygon acum un an și ceva și credeam foarte mult în proiect și îmi plăcea, la fel de dezamăgit sunt acum. Dar aia nu înseamnă că nu o să mă sucesc. Până la urmă mă sucesc pe banii mei. O să iau un alt, o să rebalansez într-un alt proiect în care cred mai mult și sper totuși ca decizia să fie una bună. Repet, dacă mai este cineva care are măcar vreo singură nelămurire legat de Polka Starter, dacă nu, să încercăm să trecem la alte proiecte și o să mă uit un pic în întrebări dacă există. Am reușit să pun la stai pe Bybit. Cred că ar mai fi o chestie. Te rog. Că merge Polka Starter-ul, Pulse-ul merge pus la stake și pe Ethereum și pe Binance, da. Ăsta pe BNB, pe BSC. Da, așa este. Dar nu văd de ce l-ai pune la, nu văd de ce l-ai cumpăra pe Ethereum, de ce l-ai pune la stake pe Ethereum să plătești în plus când efectiv nu contează la ei. Recomandarea mea este să mergeți să conduceți BNB, BNDB, USDT, USDC pe Pancake și să cumpărați din DEX și să-l puneți în stake pe BSC. Nu-l folosiți pe Ethereum, că doar plătiți în plus. Și în momentul în care vreți să dați un stake, trebuie să dați aprobare și un stake. Și în momentul în care îl puneți în stake, trebuie să dați aprobare doar și stake. Nu mă paranteză aici. În momentul în care cumpărați de pe DEX Pulse, înainte să-l cumpărați, verificați dacă CEX-ul respectiv suportă retragerea prin BSC. Sunt unele care nu suportă. Niciunul nu mai suportă, niciun CEX nu suportă retragerea pe BSC. Ei, de atunci... Nu, de am vorbit de DEX, am zis pe Pancake. A, pe Pancake. Da, da. De la Pancake vezi că e posibil să fie și o diferență de preț. Aici trebuie să vă faceți un calcul. De obicei, cât vă costă fiurile și cât e diferența de preț. Eu l-am luat la preț mai bun de pe Pancake. De fiecare dată l-am luat la mai preț mai bun și știe și Iulia că a luat o dată cu mine. Acum e mai mare pe Pancake, mister. Cum? Acum e mai mare pe Pancake decât pe CX. Nu contest. E 1.16 și pe KuCoin, de exemplu, 1.14. 1.16, 1.14? Da. Da, acum depinde și cât, cumperi. Că dacă cumperi 250 de pols, Adrian... Pe da. CoinGecko nici nu mai apare pe KuCoin. Da. Ba da, apare pe pagina 2. Da, depinde și cât... O 4, stai să mă apare pe pagina 2. Pe 2, da.
Eu l-am cumpărat de pe Pancake și mi-a fost ok la ultima dată când am cumpărat eu. Vezi un pic și cât e volumul de tranzacționare. Că asta e iarăși foarte important. Eu când am cumpărat ultima dată... Depinde cât cumperi, știi? Depinde cât. Romi, se întrerupe la tine, nu știu de ce, se aud doar frânturi de cuvinte. Sau doar eu îl aud așa? Am crezut că mi se pare, și la tine s-a întâmplat de multe ori să se întrerupă. Am crezut că mi se pare mie. Și după aia te aud foarte repede. Mine... Așa te aud și eu. Și la tine intră mesajele unul după altul. Da, bun. Nu știu ce... Bun. Cred că nu mai avem ce... Nu știu. Sau mai am eu o întrebare, dacă se poate. Sigur. Salutări. Sigur. Salut. Salut. Când o să participăm la Truflation, o să fie pe Arbitrum. Ca să prindem, de obicei, o să dăm edit și o să dăm agresiv sau putem să folosim altceva mai agresiv să fim sigur că o să câștigăm? Arbitrum funcționează destul de bine, n-am avut probleme cu el până în momentul de față, dar trebuie să te uiți un pic și cât s-a luat și cât este disponibil, să faci un pic o estimare și dă-i pe fest, dă-i pe agresiv. Altceva nu cred. Din punctul meu de vedere, în momentul în care încerci să umbli și să pui, să încerci să pui tu să stabilești gasul, s-ar putea să pierzi foarte mult timp. În aceeași măsură, vezi că există posibilitatea să-ți stabilești tu dinainte să stabilești opțiunea de a avea un gas preferențial. Adică dacă te duci acum să faci un poți să mergi să simulezi înainte sau să, nu știu, să cumperi ceva de 2 cenți pe Arbitrum și poți să-ți pui gazul preferențial și să ți-l ia în continuare la același nivel. Problema este să ai grijă să nu rămâi cu el uitat pe acolo și să îți ia poate și la alte tranzacții un cost mai mare. Dar când discutăm de Arbitrum, de BSC, de rețelele astea în care costul este destul de mic, oricum nu-ți ia foarte mult. Dar poți să mergi NAC-ul înainte și să stabilești, nu știu, nici nu m-am uitat cât e acum pe Arbitrum. Să zicem că îți ia 3 cenți. Tu poți să mergi să stabilești un cent. Mă scuzi, e mai scump ca la Base parcă, nu? Base e aproape gratuit. Nu e gratis, e un cent, vă spun eu. Un cent. Eu am obișnuit cu Ethereum la $150 exact. Fiu. Da, deci la un cent, na. Dar presupunând că este la un cent, tu poți să mergi să stabilești în MetaMask să îți plătească, să ți se onoreze tranzacția cu 10 cenți. Și asta înainte poți să o faci, cu o oră, două, trei, cu o zi, când vrei tu. Ok, și încă o întrebare în legătură, cum au schimbat sistemul și toată lumea e first come, first served? Sau mi se pare Nu. Există varianta de garantat. În momentul în care extrag tichetele la loterie, tu poți să fii allow list, poți să fii selectat. Există trei variante. Există varianta în care ești selectat și te pune pe varianta de garantat, adică ai o oră în care tu poți să plătești alocarea. Există varianta în care ești allow list, adică ești selectat, ești selectat la FCFS și acolo te bați cu toți ceilalți. Și există varianta în care nu ai câștigat nimic și nu ești nici la FCFS, nici la garantat, nicăieri. Nu participi la preț. Mi se pare ciudat că am câștigat cu ambele conturi, unul de 3.000 și unul de 250, de 3 ori la rând momentan. Și de asta mi se pare că poate au schimbat ei ceva. Am prins eu cu un cont de 250 de polls de 3 ori la rând. Nu te plânge. Mi se pare ciudat. Bucură-te, nu o să mai vezi multă vreme. Mamă, dar tu ce mănânci zi de zi? Nu știu, de asta mi se pare și mie ciudat că am prins la Aether Games, Proflation și la Games și mi se pare prea de tot să fi câștigat la toate. Mare atenție că poate ești pe low list la FCFS, nu la garantat.
Mister, și eu am prins tot așa la toate trei proiecte, garantat. De aici la FCF. Dar am prins peste 4.000, sunt peste 4.000 acolo, dar am prins la toate trei. Uite, eu am unul dintre conturi, nu am fost selectat la game, de exemplu. La Truflation nu am apucat să mă uit, n-am apucat să mă uit la toate. Dar știu că cel puțin pe un cont nu eram, n-am fost selectat. Și dar, nu am 250 de pol sau mai mult. Dacă apare first time, first serve, înseamnă că am câștigat loteria sau doar particip? Că... Nu, ai câștigat dreptul de a participa la FCFS. Ok. Deci ai câștigat dreptul de a participa la FCFS. Deci la a fost norocos 3 la rând. Da. Doamne ajută. Sunt foarte curios ce o să se întâmple când începe nebunia. Foarte curios. Dragilor, nu uitați de concursul pe care îl avem. Vedeți că vă mai pun încă o dată aici replay aici. V-am pus acum încă o dată în chat tweet-ul ăsta. Tweet, retweet, comment și la final voi extrage un câștigător de a 25 de dolari. Cine vrea să participe, toată lumea este binevenită. Vă rog să participați, dați tweet, retweet, comment și la final o să extrag un câștigător. Bun, haideți că ne-am lungit de praf, ne-am făcut. Se bagă weekend pe conturi după aia. Ne-am pus numai pe Polka Starter și ia că e 9:20, am început de oră și 20 de minute. Bine că am discutat noi mai multe. Dacă nu mai este pe Polka Starter, cred că putem să ne ducem un pic mai departe și nu știu, poate vreți voi să discutăm de o anumită platformă, să nu vă spun eu despre care este vorba, să nu vi le dau eu. Hai să le luăm, nu știu, vreți să discutăm o altă platformă care, adică preferați una anume? Am și o întrebare, se mai discută despre trading? Vine Cristi să facă analize sau nu prea? Nu am făcut, dar o să-i spun, eventual m-am gândit cu el, poate că de săptămâna viitoare. Asta e așa o chestie, nu vreau să promit și nu vreau să promitem, dar de săptămâna viitoare poate că o să-l vedeți pe Cristi că face dimineața așa un live pe canalul de YouTube Mr. Crypto. Cu o scurtă analiză pe acolo, cu câteva... Vedem! Dacă ne iese, o să-l vedeți dimineața. Și probabil toată lumea o să creadă că el e Mr. Crypto. O să vedeți! Sunt discuții, încerc cu Cristi să găsim o variantă în așa fel încât o să fie live pe YouTube-ul Mr. Crypto. Și atunci o să fie videoclipurile pe care le public eu, plus o parte de analiză a lui Cristi. Bine, o analiză zilnică, așa, cu câteva proiecte, poate cu două, trei știri din piață, dacă mai sunt. Ceva de genul. Vedem. Încă analizăm să găsim cea mai bună variantă. Și în funcție și de disponibilitatea lui Cristi, el poate dimineața, așa că poate reușim să facem ceva în așa fel încât să avem să avem și partea asta de trading. Nu suntem noi atât de mult taxați pe trading. Noi avem pe canalul de suport, avem în fiecare zi de luni o analiză făcută de către Cristi, în care stăm și discutăm mai multe lucruri. Nu am fost noi atât de mult de axați pe trading. Să știți că, în general, tradingul nu este atât de practicat în bull market când toate funcționează foarte bine. Vedeți că trading era mai căutat atunci în bear market, că nu prea se întâmpla nimic. Acum când avem o grămadă de ID-uri, avem proiecte care, ok, cei care sunt trader, ăia sunt traderi până și în bear market și în bull market. Dar pentru cei care sunt în piața asta cripto din adică câți dintre voi se pot numi trader cu experiență? Faptul că facem două trade-uri pe spot și am vândut și ăla nu înseamnă trading. Trading înseamnă când tu o faci probabil nu știu câteva ore pe zi. Trading înseamnă când tu te duci și folosești leverage și știi cum să-l folosești. Ăla este trading, ăla este un trader. Cel care probabil, dacă zicem că are 8 ore de muncă pe zi în cripto,
probabil că 7 le petrece pe trading și o oră pe, nu știu, poate participă și ei într-un IDO sau în ceva, dar aceia sunt traderi. Iar noi în comunitate nu ne-am axat niciodată atât de mult pe trading. Da, probabil că nu. Chiar vorbeam cu Daniel săptămânile trecute. Cred că la noi în comunitate, cred că suntem de fapt singura comunitate în care găsești orice îți dorești. Orice. Avem informații despre orice. Știm tot ce se întâmplă în piața asta, de la BRC20, la Ordinals, la IDO-uri, la a folosi un MetaMask, la a folosi un CEX, un DEX, la airdrop-uri, la Galaxy, la tot ce vreți. Nu cred că este vreo nișă care să nu fie acoperită în comunitatea Mr. Crypto. Iar dacă vă uitați, întrebările de trading sunt destul de puține în comunitate, adică nu a existat interes. Dar și dacă au fost, s-a găsit răspuns și pentru ele. În rest, există alte comunități care sunt axate, nu știu, 90% pe trading. La noi, în schimb, orice ai nevoie. Cred că suntem de departe cei mai buni la capitolul ăsta, acoperim orice nișă din piața asta. Orice. Nu cred că este ceva ce nu am discutat și de meme coin-uri și de tot ce vreți voi. Bun. Ce platformă să mai discutăm? Haideți să trecem un pic mai repede prin ele. Până la urmă, nu îmi pare rău că eu... intrat în ea. Mai ieftină, să mă refer. Ce înseamnă, Adric, spune-ne ieftină, pentru că mai ieftină pentru cineva poate să însemne 1000 de dolari, pe altul poate să însemne 10.000 de dolari. Nu am întrebat eu, dar dacă tot vorbesc, poți să ne spui ceva despre Bullparks. Bullparks, da. Deci, Bullparks, până la urmă, cred că marea majoritate dintre voi știți cum funcționează și care sunt taierele la Bullparks. Dar, ca să fie și mai simplu de înțeles, o să încerc eu să deschid... Așa, să mă conectez la contul meu de pe Bullparks și ca să pot să dau detaliile cât mai clare pentru cei care ne ascultă, să zic, a doua zi și nu sunt prezenți în voice în momentul de față. Deci, în momentul de față, Bullparks, la fel, Bullparks este o platformă care știm deja, vine din ciclul trecut, a funcționat foarte bine în ciclul trecut. În momentul de față și-a pornit motoarele, dar și-a pornit, din punctul meu de vedere, un pic mai greuț. Nu știu de ce își dă drumul așa greu, dar este la fel o platformă în care eu personal am încredere că va funcționa și că va funcționa bine în ciclul următor. În continuare, este o platformă în care puteți să intrați nu cu sume foarte mari, adică puteți să vă luați un tier destul de decent. Tierele în momentul de față sunt 6, cele care există pe Bullparks și este cel Cooper, care este 1500 de BLP. Și stați să vedem cât este prețul la BLP acum. Ca să discutăm și pe sume, ca lumea să-și facă o idee și să înțeleagă 0,11. Ok, hai să zicem 0,1 să ne fie mai ușor de calculat. Deci discutăm de 150 de dolari, nu? 150 de dolari ca să-ți iei primul tier. Acum, când discutăm de primul tier, cred că dacă mergem să ne uităm pe... Deși nu sunt neapărat relevante alocările pe care le vedem noi acum în bull market, cred că alocările o să fie un pic mai mici. Dar o să încerc să mă duc pe niște proiecte care au fost în ciclu trecut, când eram în plin Sinvers. Ia uitați-vă Sinvers. Deci, la Sinvers, la Cooper, alocarea era de 18 dolari. Bă, dar am un bug, nu mi arată. Cred că ori îmi joacă mie netul feste sau ceva se întâmplă de nou. Așa. Deci, Cooper, 18 dolari alocare la 150 de dolari investiți în momentul de față. Grosomod, aproximativ, pentru că dacă ne uităm acum, cererea este un pic mai mică și alocările sunt mai mari. După care, dacă mergem pe VC Deal
Și stați așa să mă duc pe dashboard. Deci am zis odată, Cooper Bull este undeva la $150. Bronze este 5000 de BLP, adică undeva la 500 și ceva, hai să zicem $600. Pentru Silver Bull este 15000 de BLP, ceea ce ar însemna undeva la $1600-$1700. La Golden Bull este 50000 de BLP, care ar veni undeva poate vreo $6000. Titanumul este 125000 de BLP, care ar însemna vreo $14000 la prețul actual. Și mai avem ultimul tier de 250000 de BLP, care la prețul actual ar însemna probabil vreo $27,000-$28,000. Acum, ca să vă faceți o idee, ce înseamnă aceste taiere, haideți să ne uităm la unul la care s-au adunat mai mulți bani. Hai să zicem așa, 100.000, 200.000, 60.000, 180.000. Haideți să mergem la Gaimin, care din păcate ne-a dat, la care din păcate ne-a dat refund și a făcut peste 10x, dar asta este. Deci, la Gaimin, unde au adunat $180.000, tierul ăla de $150 a primit o alocare de $16. Bronzul, cel de cât era următorul, 5000 parcă, alocarea a fost de $40. La Silver Bull, care în momentul de față ar însemna $1500-$1600 ca și tier, alocare de $96, deci undeva la $100. La Golden Bull, $50.000, care înseamnă vreo $6000 investiție, alocare $265. La Titanium, cel de $12000-$13000 la prețul actual înseamnă aproape $600 alocare. Și la Platinum, cel de 250.000 de BLP, care înseamnă $27,000-$28,000 la prețul actual, adică tierul maxim, peste $1000 alocare. Dacă mă întrebați pe mine, la prețul actual, la câți tokeni are proiectul ăsta în total, adică are un total supply de 300 de milioane. 300 de milioane și un market cap de 4.700.000. Și la ce alocări dau, este vorba lui Weekend, dragul nostru Weekend, sunt bani pe jos. Dragii mei, efectiv sunt bani pe jos. Dacă mă întrebați pe mine, este ieftin. Problema este un pic, problema este alta. Problema este că momentan n-au adus da? Ce spui, Romi? Nimic, așteptam să termin. Te rog, zi. Nu cred că problema nu e că au adus proiecte proaste. Proiectele au performat. Problema e că nu au performat la TGE. Pentru da, că ai văzut trebuie. Unele proiecte, nu au început chiar așa cu stângul. Unele proiecte, după o săptămână de la TGE, au început să facă X-uri multe. Lumea cumva de asta e desfăcută. Dar nu-l aud deloc pe Romi. Nu s-aude nimic. Eu l-aud. La mine s-aude. Eu l-aud. Și eu l-aud. Nu s-aude nimic. Nu. Nu mă auziți? S-aude. Ba, eu te aud foarte bine. Nici eu nu l-aud. Se aude. Da, dacă no, unul singur nu mă aude, înseamnă nu că el are. Nu se aude nici la mine. E preferențial. Ai filtru de pe telefon. Cred că doar la Cluj se aude. E pe altă bandă. Eu sunt la Cluj și da. Nu se aude. Vedeți că și la București se aude. Schimbați pe FM, vă rog eu. Acum mă auziți? Acum, da. Te auzi de prima oară. Te auzi, bro. Bine, am schimbat, am trecut pe alt dispozitiv. Deci problema la Bullparks nu a fost neapărat că n-au performat proiectele, din punctul meu de vedere. Problema a fost că au performat la câteva zile după ce s-au listat. Și lumea acolo cred că e un pic panicată și dezamăgită, fiindcă ei se așteaptă la TGE să facă bani. Bullparks a venit și cu opțiunea asta de refund, care e super bună, dar
și asta e cu o sabie cu două tăișuri. Fiindcă toată lumea așteaptă să facă proiectul X-uri multe și dacă nu, se grăbește repede și dă refund. Și după aia proiectul începe să performeze, zice, a, mamă, am dat refund, uite, bine că nu a performat atunci. Ei, da, Romy, dar câte au performat după? Câte au performat după? Două? Ba, au performat câteva. Au performat, două, au fost, maxim trei. Care au performat? Bă, dar stați așa. Stați așa. 10, da, hai să vă mai zic o chestie. Eu nu vreau să nu vă cert acum, dar vă v-ați obișnuit prost, ascultați-mă. Asta am vrut să zic și eu. V-ați obișnuit prost. În ciclu trecut... Trend, Romy, numai e ce a fost înainte. Dar nu e vorba de trend. Avem, da, nu se avem opțiunea asta, mergem pe ce avem, nu pe ce era înainte. Dar nu se va... Ascultați-mă, și opțiunea asta se va fi restrânsă. Și vor fi multe proiecte și din punctul meu de vedere, Bullparks aici, un pic va trebui să-și regândească strategia și să accepte și proiecte fără refund și să transmită la oameni. Băi, nu este refund, participați la bull market, pentru că nu toate market, proiectele acceptă refund. În plin bull market nu o să mai dea nimeni refund. Aici depinde de strategia platformei. Dacă ea nu va accepta proiecte care nu semnează ideea asta de refund, care nu semnează refund-ul, probabil nu le va aduce. Dar eu zic că ar trebui să le aducă în ideea în care să anunțe, uitați, ăsta e proiectul, nu se oferă refund, participați. Păi, dar aduce Romii, că în cele din private nu au refund. Aduce cele din private, da, pentru că acolo nu prea se discută de refund. Dar vezi că și în IDO sunt multe proiecte bune, care nu acceptă refund-ul. Ei ca și proiect, ca și echipă. Da. Dar, Romy, dar nu o să mai aibă clienți. Adică toată lumea... O să aibă, Sorin. O să aibă, cred. Acum, în momentul de față, eu, nu. Un avantaj pe care Bull, voi da. Nu-l vedeți la Bullparks. Și în momentul de față, voi nu vă uitați la toți parametrii. Bullparks-ul mai are un avantaj față de celelalte platforme, pe care îl mai are doar Decubate-ul la cum funcționează. Eu am văzut în ciclu trecut când lumea participa și participau mulți oameni. Dacă nu mă înșel, și cred că nu mă înșel, în ciclu trecut, din platformele în care eu am participat, a fost singura care nu s-a blocat niciodată. Nu vreți să știți cât s-a blocat Polka Starter. Până și Paidu, care iarăși avea o interfață și o platformă bună, se bloca și era lumea frustrată că nu putea să cumpere. La ultimele două proiecte s-a blocat și Bullparks, stai cu minte. Mie nu mi s-a blocat deloc. Ție nu, mie da și altora. Dacă te uiteai pe grupul lor, în momentul ăla erau zeci care... Nu, Sorine. Stai să spun, a fost problema de la Polygon cu RPC-ul, cum vreți să-i spuneți. Nu contează, a fost la ei. Păi noi, Sorine, nu e așa. Nu-i așa. Dacă a fost la Polygon, cum să fie la ei, mă, Sorin? Dacă e o problemă de rețea, nu, de platformă. A fost la ei, nu se încărca pagina de bai, nu se încărca toată pagina, apoi se încărca pagina, dar nu se încărca partea cu buton. Deci a, da. Da, da, are dreptate. Da, mi-aduc aminte. Da. Nu, am crezut că vă referiți la claim. Scuză-mă, Sorin. Scuză-mă. Nu, la bice. Bă, acum, haideți să... Acum, Sorin e avocatul diavolului. Sorin, nu spun adevărul. De ce deranjează? Discutăm eu am pățit-o de două ori. 90, discutăm de 90% din cazuri când platforma a funcționat impecabil. Impecabil. Da, uite, eu i-am răspuns lui Romy că a zis că s-a blocat Polka Starter și nu s-a blocat Bullparks niciodată. Mister, nu am nimic de ei. Tu, în ciclul trecut, bun. În câte proiecte nu s-a blocat Polka Starter în ciclul trecut? A, s-a blocat. 80% din proiecte erau cu probleme, cu refresh-uri, eram disperat. Nu? Deci primul, când era IDO pe Polka Starter, primul lucru la care mă gândeam era unde să mă duc, unde e semnalul maxim. Asta era prima mea problemă. Nu dacă prind sau nu prind la FCFS. Și o să vedeți că o să vină momentele. Eu sper că au mai lucrat ei un pic la servere și la interfața lor. O să vină momentele când se aglomerează platforma. Sper să nu fie așa. Când iarăși o să se blocheze.
și erau două versiuni lansate. Aveai un dashboard V2 și V1. Țin minte când stăteam pe Polka Starter pe două monitoare. Da, 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 da. Aveam câte o variantă, serios, și dădeam refresh la ambele și nebuneam la ele. Dacă anunțau că că lansează ceva și pe poligon, era nebunie. Paralizai până îți venea ceva. Cu ambele variante deschise, V1 și V2. Eu am înțeles la Polka Starter că urmează să rebranduiască și pagina. Da, adică hai că urmează ceva schimbări. Am terminat cu Polka Starter. Da, ideea e, Bullparks, cel puțin, până acum, într-adevăr, nu prea au dus proiecte de notorietate. În ciclul trecut, atâta cât au funcționat, ei au adus niște proiecte pe care era destul de mare hype. Da, dar i-au prins pe sfârșit atunci. Da, și care, da, au adus proiecte care erau foarte căutate. Acum eu sper să facă lucruri bune și în ciclul ăsta și să aducă niște proiecte căutate, nu numai de astea cu 30.000 de follower pe Twitter. Peste alta, concluzia e că e una dintre platformele bune. A fost una dintre platformele bune și sunt convins că probabil vor aduce și vor regla un pic. Pentru că avem nevoie de niște proiecte cu FOMO mare pe ele. Și din păcate, unul dintre singurele proiecte care le-au adus în ultima perioadă, am luat și refund la el, că nu s-au înțeles. Sunt un pic mai stricți. Da, sper totuși că odată ce bull market-ul avansează, lucrurile se schimbă și vom vedea și chestii mai bune. Dar dacă stăm acum să analizăm din punct de vedere al costurilor pentru a intra în IDO și pentru a avea totuși o alocare decentă, mie mi se pare de departe una din cele mai accesibile platforme. Ok, unele dintre proiectele care le-au adus în ultima perioadă nu au performat, cel puțin în dacă mă uit acum versus X, da, este peste prețul de IDO, dar nu recuperăm investiția. Ala e groapă, rău. Da. Acum încă un lucru despre Bullparks și puteți să mă contraziceți voi. Mă refer la Fares. Să fiți convinși că după ce a dus 5-6 proiecte bune, se creează FOMO, treaba merge bine. Hop, cum linăravă ăștia, modifică tire-le, deci să mai aveți ceva Bullparks pe lângă cât aveți acum. Nu pot să te contrazic, Romi, pentru că nu știu, chiar nu, chiar eu nu știu cum a făcut data trecută. Eu îți spun că în plan nu s-a discutat despre așa ceva, cel puțin cât am fost eu acolo, nu mai lucrez la Bullparks de cam o lună de zile aproximativ, dar nu, bine, sunt în contact cu echipa, încă sunt în chaturile de acolo pentru că e grupul acela românesc, în fine, dar nu e niciun fel de discuție despre așa ceva. Dacă o să fie, o să vă anunț, dar încă nu s-a vorbit despre așa ceva. Și nici nu, personal nu cred că se va vorbi despre așa ceva. În momentul de față n-au niciun motiv să modifice tarele decât în jos, dacă vor. Dar dacă lucrurile vor performa, eu zic că cu siguranță o vor lua în calcul. Bun. Gândește-te că dacă era să modifice tire-urile, le modifica când a fost cât 3 cenți, 4 cenți, ceva de genul ăsta, când mi-am făcut și eu când mi-am mărit și eu tier-ul, da? Când a fost cel mai jos. 0.25 a fost cel mai jos. Da, pe la 3 cenți am intrat eu mai pe 20 ianuarie. Țin minte asta, 20 ianuarie anul trecut, cred. Da. Și dacă era să modifice, modificau atunci și puneau extra, pentru că era ieftin. Acum, da, nu uite cred când că... au modificat data trecută. Îmi aduc aminte, dar nu știu, nu cred că se vor mai după ce trei proiecte au făcut peste 20x, să-ți spun eu. Da, na, avea sens. Acum și eu sincer exact. Să fiu, dacă prind la Platinum un proiect care îmi face 20, 30, 40x, scuză-mă pe mine, îmi permit să fac asta. Uite, am colegi în grupul de Platinum care au prins Blocktopia, frate, și Blocktopia, cu toate că mai au o grămadă de vesting de primit de la Blocktopia, pentru că echipa Blocktopia
a refuzat să mai dea vestingul, da, pur și simplu, din punctul meu de vedere, sunt niște scammeri, dacă ar fi să-i numim așa. Mă scuz că te întreb aici. Voi ați mai primit ceva de la ei? Lasă-l să termine. Lasă-l să termine un pic și îl întrerup după ce termină. Stai un pic, că e interesant ce zice. Da, răspund după aceea, nu știu care a fost întrebarea, dar o să răspund oricum. E CryptoDev, ne spune imediat. Da, deci în grupul de Platinum vorbesc persoanele care au apucat Blocktopia. Eu personal nu am apucat, mi-aș fi dorit. Cu vesting-ul inițial, oamenii au făcut, ce vorbesc cei din Platinum, au făcut sute de mii de dolari, da? Deci au făcut 6 cifre oamenii. Cu ce au primit ei atunci al deblocarea, la momentul acela, nu mai știu. Deci s-au făcut o grămadă de bani. Cu toate că Blocktopia sunt ce sunt, pentru că n-au mai dat vesting-ul. Dacă mă întreb mine, sunt niște schemări. Sunt, da, sunt. Asta e normal. Întrebarea mea era, ați mai primit și voi ceva din ianuarie, nu, de anul trecut, după în decembrie? Nu cred. Care voi? Mă refer cei care au vesting-ul de la voi, la Bullpers. Păi eu personal nu am participat, dar aș putea să mă uit în istoric să spun când s-a dat ultimul vesting. Dar ca să vezi cât de nesimțiți sunt cei de la Blocktopia, au dat token pe Arbitrum care n-au nicio valoare, pentru că n-au lichiditate nicăieri. Fares, știu că i-am primit eu, de asta zic. Dar problema e că bravo. În decembrie eu n-am mai primit nimic. Fares, ce înseamnă că n-au mai dat. Platinum. La ce te referi? Că pe anul trecut când a fost Blocktopia în VC, că VC l-a avut, Bullparks-ul, nu exista Platinum. Exista ăla mare. Vorbesc de persoane care au prins alocare mare, nu știu exact. O să mă uit să spun exact. Ultimul tier, că ulterior a mai adăugat de încă atunci unul. Atunci era Golden Bull doar. Și după aia când au mai făcut, încă nu erau modificate tierele. Și după Blocktopia, dacă păi nu da, Golden Bull avea alocare de 1206 dolari. Mă uit acum la deal-ul, au avut două deal-uri pentru Blocktopia. Da, 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 și eu sunt pe ele și mă uit. Dar eu chiar asta voiam să-ți spun, știi? Deci păi da, dar e cam același lucru. Uită-te și tu. Deci fii atent, 1925 de dolari alocare, da, la primul Blocktopia pe 20 august 2021, da? Și gândește-te că au avut 5% la listare, da? 5% din 1925, cât înseamnă 50, 100 de dolari. Înseamnă 96 de dolari. Da, 100 de dolari. Hai să zicem 100 de dolari. Eu știu, proiecte bune au fost anul trecut, dar legat de ce spuneam eu mai devreme, exact ăla a fost momentul în care au modificat tierele. A fost Blocktopia. A fost Monsta Infinite, care iarăși s-a făcut X-uri cu el. A fost Hustle-ul cu care s-a făcut X-uri. În momentul în care s-a făcut X-uri, în momentul în care au crescut, logic au modificat oamenii tire-le. A fost High Street-ul, care iarăși a fost un super proiect atunci. Eu de asta ziceam că posibil să le modifice acum. A fost Black și Monster Hunt la care m-au combinat ăștia să le cumpără NFT-ul de 1400 de dolari. N-am făcut nimic cu el. Fii atent, Romy, știi ce mi-aș dori eu? Să am alocare de vreo 1500-2000 de dolari la un proiect, da? Și să facă ca Blocktopia 2000X, 1000 și ceva X. Măcar să apuc să vând la 500X și sunt bine. Și după aia poate să mărească și tierele. Așa este. Așa este. Acum știți cum e. Eu am zis și am... CryptoDev, dacă mai vrei să zici ceva... Nu, asta eram curios dacă și ei au, adică cel puțin sau cei care urmau să primească acolo token au mai primit și ei, fiindcă știu de schimbarea de tokenomics. Eu chiar am fost de acord, adică bă, ok, au fost niște chestii, știi, și în VC-ul celălalt, în LV, au fost niște chestii acolo să votăm, am fost de acord. Între timp a zis că, domnule, că dacă vrem refund, i-am zis, băi, am mers cu ei până la capăt, merg cu ei până la capăt. Eu nu vreau refund, vreau tokenii. Dar din decembrie se pare că n-am mai primit absolut nimic. Am
am întrebat și eu pe ei și mi-au spus nici ei nu știu nimic, nu le mai răspunde, nu nimic. Și de asta eram curios dacă în alte părți la fel se întâmplă, dar se pare că se întâmplă, doar în anumite chestii, mai, între anumite viziuri mai mari nu se întâmplă, dar văd că pe ăștia alții mai mici, e cam de la o parte, știi? Oricum, pare să zic bine, scammeri până la ultimul, știi? N-au mai ținut cont de... Gata, haterule, gata. Romii, mă știi doar, adică... Hai să trecem peste subiect. Până la urmă, nu poate nici Bullpark-ul și nici un alt VC să meargă cu picioarele cu bocancii în bucătirea lor, să ia tokenii. Dacă ea nu se mai țin de contract, puii mei, probabil că poate, au un saft cu siguranță, probabil că pot să-i dea în judecată, să... Na, numai știți cum funcționează lucrurile astea în cripto. Adică trebuie să ți-o asumi de la bun început și aia e. Nu, important este să vedem că nu a ținut Bullpark-ul sau orice alt VC, n-a ținut tokenii pentru el și ne-a dat mai departe. Proiectul este neserios. Iar dacă a fost neserios la chestia asta, cu siguranță nu poate să fie un proiect de încredere. Na. Revenind la Bullpark, din punctul meu de vedere, se participă ușor. Alocările sunt mai mult decât decente raportate la investiția pe care o facem. Cum a spus și Fares, este suficient să aducă 1, 2, 3 proiecte care să îți scoată profituri frumoase și poți foarte bine să îți cumperi acei token pe care ei o să îi pună în plus la taiere în cazul în care o să o facă. Din ceea ce mi-amintesc eu, în ciclu trecut, cred că a făcut-o de două ori, dacă nu mă cer. Fii atent, ca un exemplu, eu am investit aproximativ 9.000 de dolari, parcă, ca să cumpăr 200.000 de BLP, pentru că aveam tier-ul de 50.000. Și ulterior, în februarie, dacă nu mă înșel, a apărut Carbon, a venit deal-ul Carbon. Am cumpărat alocare maximă cât era la Platinum și eu doar din Carbon mi-am scos investiția care am făcut-o pentru Platinum. Problema nu este dacă se scoate investiția Fares, pentru că în ciclu trecut, după cum am zis, calitatea proiectelor pe care o a avut-o Bullpark a fost fantastică, cel puțin în dealurile de VC. Au fost câteva proiecte acolo extrem de bune, printre care am zis High Street-ul, Blocktopia, proiecte care au făcut X-uri multe. Să nu uităm că ei au adus Sidus-ul, care era un proiect pe care toată lumea voia să-l aducă și au reușit să-l aducă și ei, dar într-adevăr cu o alocare destul de mică. Dar au fost câteva proiecte pe care lumea acum nu le știe, fiindcă n-au mai făcut nimic, ca și CryptoBlaze Kingdom, CryoWare-ul, care acum e un proiect mort, Blockchain Monster Hunt, dar la momentul respectiv au avut niște listări incredibile și era un hype foarte mare pe proiecte. Și Erta era un proiect. A, uite-l și pe Titan Hunters, pe ăsta am făcut o căruță de bani. Da, au fost, nu, chiar au făcut. Au fost niște proiecte incredibil de bune. Dacă ei ar aduce în ciclu ăsta cel puțin la calitatea aia și proiecte de genul ăla, păi ne scoatem banii cu Bullpark-ul fluierând. Acum știi ce, ca să spunem așa un disclaimer, performanța trecută nu garantează performanța viitoare, da. Să zic așa. Da, corect. Acum depinde ce s-a schimbat acolo prin echipa lor de research. Nu, știi care e chestia? Fondatorul ăsta, Eran, care a rămas acum singur, că erau doi cofondatori, e un om foarte conectat în spațiul cripto. Dar pe lângă faptul că e conectat, este și foarte încăpățânat. Asta între noi fiind vorba. Și na, câteodată mai și impune punctul lui de vedere și nu iese. Am mai auzit și o chestie asta. Da, e, na, în fine. Sper că conexiunile lui să aducă dealuri bune pe viitor. Poate nu acum, că încă da. Nu este chiar momentul ăla de top, dar încă am încredere în ei. Eu personal, chiar dacă nu mai lucrez la Ecmons. Știi cumva de ce nu mai e celălalt cofondator? E în concediu. Sau... E în concediu, am înțeles, ok. Bun. Bani mult ceva? Nu, înțeles, Romy. Mă gândeam,
Mă gândeam dacă el era cel care, nu știu, care tempera cumva ce se întâmpla pe acolo. Nu, aș spune că nu. Nu. Am înțeles. Ok. Constantin, okay. Celălalt era mai era focusat mai mult pe brandul propriu, să zic așa. Adică pe, să se crească pe el decât să crească Bulbers. Ah, am înțeles. Bun. Mă gândeam dacă are vreo legătură calitatea proiectelor actuale cu plecarea lui. Nu știu, la asta. Pentru că el a plecat în bear market, când nu avea nicio relevanță, să zic așa. El n-a plecat acum, a plecat de mult. Am înțeles. Oricum, au fost mega activi și în bear market, cu bloguri, cu AMA-uri, cu... Bă, nu știu, ea a fost chiar un proiect extrem, extrem de prezent. S-au chinuit, au adus și proiecte, chiar dacă nu funcționau. Da, e... Foarte important, nu o concedia pe nimeni, chiar au făcut angajări în continuu. Eu, pe mine nu m-a concediat nimeni, am plecat eu. Și chiar angajează non-stop persoane. Deci una peste alta. De aceea au și insistat să aducă proiecte în bear market, pentru că aveau nevoie de infuzie de capital și cash flow să-și plătească oamenii. Da, dar vezi tu că nu știu cum banii României dacă se dă refund. Da, nu rămân corect, nu rămân cu nimic. Sau mă rog, mai cu nimic, să zicem așa. În funcție de deal, că sunt deal-uri diferite, nu vorbim despre asta aici. Dar din discuțiile de echipă, aveau bani pentru încă 2 ani de bear market, ca idee. Deci, au avut și ei niște token alocările alea. Păi corect. Deși și ei cumpără alocări, adică nu doar și au investițiile lor ca entități, să zic așa, participă și ei la dealuri. Adică, de exemplu, în Blocktopia au participat în majoritatea dealurilor participă. Păi na. E cam culmea să vinzi ceva și tu să nu cumperi, știi? Exact. Știi cum este? Ești cu borcanul din miere, nu, cum e? Ești cu borcanul din miere în brațe și nu guști ceva de genul ăsta, știi? Este ceva, tu aduci un proiect ca și Sidus și cine-ți minte ce era pe S-a Blocktopia. Și tu te uiți, da, și tu te uiți și zici, mamă, eu nu iau, lasă că las numai pentru comunitate. Bravo, mă. 10% dacă ești tot, știi? Nu, și au fost... au fost transparenți și la gaming acum și au zis că ei aveau o alocare de 20.000, ei. Da. Și gaming, da, așa a fost, pentru că eu am împreună cu, când am, imediat, vă spun într-o secundă, un minut. Da, așteptăm să... Acum, eu știu asta și... Noi știm din altă parte cu proiecte care au fost la ei. Oamenii sunt destul de stricți în ceea ce privește diligența proiectului și fac un research bun și îți cer 7.000 de condiții, care sunt lucruri foarte bune și perfect normale, dar probabil că acolo ar fi nevoie de un pic de relaxare, că în bull market vorba aia, prima dată intri și după aia te uiți ce face. Am auzit acum? Da, te auzim. Păi vorbim cu ei să lansezi un meme coin. Lembu, when Lembu. Da. La gaming a fost altă problemă. Am vorbit cu cei de la gaming, am luat alocare printr-un grup de VC-uri și am vorbit cu echipa celor de la gaming. Am făcut grupul, tot, treabă să cotă, am semnat contractul pe 200.000 de dolari la gaming. După aceea cei de la gaming s-au întors și au spus, domnule, putem să mai vă dăm 200.000, parcă au zis 180.000. Și după aceea, după ce că au tăiat alocarea de la 200 la 180, ăștia de la Bullprex au zis, bine, hai, ok, 180. Și după aia au venit, după iar câteva zile parcă, și au zis 140. Au zis să o taie de tot la 140. Ei deja renunțase la alocarea lui de 20.000, gen, știi? Și când au venit să zică 140.000, au venit și cu o chestie de asta, cu un ultimatum. Au zis, ai o oră să te decizi dacă vrei să o ții sau nu. Și asta, băi, cum să mă decid într-o oră?
Și a zis, zice, vreau să vorbesc cu fondatorul, cu cineva, cu cineva mai mare din proiectul vostru. Nu îmi dai o oră să mă decid ci cu cine vorbesc, la piață, știi, ceva de genul ăsta? Și n-au vrut și na. Asta s-a întâmplat. Din păcate, sincer, eu nu știu, poate dacă aș fost eu aș fi acceptat. Asta era, ne tăia alocările la toți, ne dădea mai puțin și mergeam înainte cu deal-ul, dar nu, asta a fost încăpățânat și a zis că nu, ce e asta, îmi dai ultimatum o oră și n-a vrut. Da, ăsta da. E genul ăla de încăpățânare unde ar trebui să-ți vezi prima dată interesul, nu orgoliu. Da, a fost, nu știu ce să zic. Da, poate a fost și... Era văzută bine de comunitate dacă se explica și nu cred că pe proiectul ăsta chiar nu se deranja nimeni. Eu, George, între noi fiind vorba, credem că erau cel puțin 50 de oameni care spunea de ce din 16 dolari mi-ai făcut, mi-ai făcut 3 dolari, ca idee. Da, clar. Foarte puțin, dar Romi are dreptate. Trebuia... Acuza echipa că a băgat bani în buzunar, că a băgat token în buzunar. Deja știu scenariile. Sau da, la transparență, nu cred că... Dacă era exact asta zic și eu, dacă se explica, se arăta și, nu știu. Depinde foarte mult cum comunici cu comunitatea. Nu știu, eu cred că a fost intervalul și foarte scurt ca să iau o decizie de genul ăsta și, nu știu. Putea să aduc exemplu, pentru că n-a fost singurul Bullperx unde i s-a făcut chestia asta. Am înțeles exact. Că au mai fost din scurt și se vedea că a fost la 2, 3, 4 și... lumea înțelegea. Adică n-a fost Bullperx singurul cu... După ce se făceau X-urile, nu mai spunea nimeni nimic. Da, corect. Sunt de acord cu tine. Da, așa e. Da, da. Știi care chestia? Gaming ca proiect au fost puțin avari, să zic așa, și au vrut să prindă hype-ul de la toată lumea, înțelegi? Să-și strângă cât mai multă comunitate, pentru că au forțat să se lanseze sau să vândă în cât mai multe părți, încât să prindă de la toți comunitatea. Bună strategie. Metodă oricum, aveau o comunitate mare, deoarece s-a farmat și se farma prin spam pe Twitter cu ticker-ul lor. Da, mă, erau boți mai weekend, să fim serioși. Boți, dar pentru 7 zile, doar cât am dat 2 click-uri și astea, mi-a dat 150 de dolari airdrop. Gândește dacă insistam și făceam pe vreo 5 conturi, erau mai mult decât o alocare la Bullperx. Păi da, dar uite că n-au vrut să, de exemplu, asta cu chestia asta cu formatul. Na, eu nu sunt de acord cu ea, da. Na. Tu nu, dar eu da. Indiferent care a fost strategia lor și acum probabil că e ușor să spui, dar cert este că la TGS strategia lor a funcționat. Și au reușit să creeze hype pe proiect. Corect. Dar au băgat și bani în marketing, altfel nu reușeau. Am văzut că este bătărie. Au creat FOMO și cred că și-au făcut calculele și au dat seama că nu iese prea bine. Na, acum, într-adevăr, era am putea să facă, putea să dreagă, asta este. Cred că pentru noi care o privim, care o privim la rece, acum este foarte ușor să trage o analiză. Până la urmă, Mola gestionează o comunitate de 10.000 de membri. Cu siguranță a mai avut experiențe de genul ăsta, comentarii în comunitate și a văzut și probabil a gândit la momentul respectiv că e cea mai bună decizie. Dacă mai pui la socoteală și orgoliu, care din punctul meu de vedere nu trebuia să-și aibă locul aici, da, oricât de rău îmi pare că aveam o alocare mare și probabil lucrurile erau ok, da, asta este. Problema e că nu se supăra nimeni dacă făcea la Enote, la Versus X, la celelalte, știi? Nu se supăra nimeni dacă se refuza. În schimb, a fost chiar pe un proiect cu gaming. Nici alți n-au procedat corect și știți cum e. Haideți să ne uităm că poate o să ajungă în aceeași situație ca și cu Blocktopia.
Pentru că un proiect care îți face chestii de genul ăsta, te poți aștepta de la el la orice. Un proiect care nu își respectă contractul, un proiect care nu își respectă saftul, nu poți să spui că este un proiect serios. Mai devreme să... Bine, pe noi nu ne interesează. Eu știu că pentru noi, da, e doar de dragul discuției. Pe noi ne interesează să ne dea tokenii, ok, am pierdut 10x. Aia e. Adică noi doar asta vedem, că am pierdut 10x. Și refuzăm să mergem să privim un pic mai în spate. Fundamental, ai dreptate, nu e un proiect bun. Eu fără să stau să mă uit pe el. Păi da, nu, având în vedere că nu și-au respectat condițiile din contract, având în vedere că au tăiat alocări peste alocări, că nu doar la Bullpark s-a tăiat alocarea, la o grămadă de VC-uri și așa mai departe, e clar că ceva e în regulă cu ei. Da. Dar... Adică noi, mă rog, majoritatea privesc din perspectiva, băi, dacă primeam alocarea, făceam bani. Da, într-adevăr, făceam bani dacă primeam alocarea. Și eu, și tu, și toți făceam bani. Da, din păcate sau din fericire, nu știu, noi la asta ne uităm. Bă, să facem bani. Sincer, eu mă bucuram mai tare că aveau un proiect care la TG face treabă, știi? Da, și asta putea să fie de ajutor pentru platformă, că poate îi dădea un boost. Na, aia e. Știți vorba aia? Morții cu morții, vie cu vie. Da, ce mai e de menționat, că tu ai început să spui despre Bullparks, dar te-am întrerupt noi, cred. Ce mai e de menționat, că pentru tire-le de la Bullparks, ce trebuie să știe lumea, îi sunt două variante. E varianta de lock și varianta de staking. În varianta de lock nu se primește niciun fel de dobândă, dar i-ai blocat 60 de zile de la ultima participare la un proiect sau poți să-i scoți cu o penalizare de 20%. Iar de la staking, parcă penalizarea e de 30% când vrei să-i scoți. Asta e știut în momentul în care particip, să știi că dacă i-ai pus, trebuie să asumi lucrul ăsta. Da. 20% este la loc și 30% la stake. 30 la stake. Dar vă spun... Da, Fares, te rog. Vreau să spun că e diferență de durată. E o foarte mare, mică diferență de durată. Adică cât trebuie să-i ții la loc și cât trebuie să-i ții la stake ca să scapi de acea penalitate. Da, la stake parcă trebuie până un an de zile sau până la finalul pool-ului, nu? Până la finalul pool-ului, da. Da. Da, care pool știm, avem cum să știm când... 2025, 9 iunie. E trecut în platformă. E scrie 9 iunie 2025 se termină pool-ul de stake. Dar, există un dar, da? În funcție de condițiile pieței, să știți că e posibil să-l prelungească. S-a mai întâmplat. Adică eu vă spun acum că, na, e... Oarecum... Pool-ul de stake, nu cel de loc. La ăla de stake ne referim. Nu, da. Vorbim de pool-ul de stake. Da. Este posibil să-l prelungească. Deci, din punctul tău de vedere, Fares, care este cel mai avantajos pool? Locul sau stake-ul? Locul, nu? Dacă vrei să și vinzi la un moment acum, dat. Asta am să zic eu, în funcție de ce... ce vrei să faci, ce planuri ai și cât pui acolo, pentru că nu știu, eu având 250.000 de token, i-am pus la loc personal, pentru că nu-mi convine dacă vreodată face proiectul, nu știu, 10x, dacă face mâine 10x, îți dau o idee, eu o să dau de blocare instant, indiferent că pierd 20%. Da, hai că îți fac eu un calcul mai simplu și vă spun eu, locul merită. Deci, la stake, în momentul în care vei vrea să vinzi, acum nu ne luăm în cazul în care așteptăm până la finalul pool-ului de stake. În momentul în care tu crește prețul, vrei să vinzi, vrei să ieși. Pierzi 30%. Ai 10% mai mult față de 10% mai mult față de loc. Ei, tu dacă ai 250.000, cum ai zis tu, Fares, că ai la 250.000,
ori 8% într-un an sunt 20.000. Deci dacă nu-i ții măcar un an de zile, nu ești nici măcar tanda pe manda. Deci nu merită. Mult mai câștigat ești să-i pui la loc. Pentru că în momentul în care presupunem că e ciclu, se duce piața ca nebunul și tu ai 200.000, 125.000 de BLP și printr-o minune ajunge BLP la 4 dolari. La un dolar să ajungă, mă. La un dolar. La un dolar, okay, da, un da. Dolar, 2 dolari. În momentul ăla, tu crezi că mai ai răbdare să nu participi la proiecte și să stai 60 de zile cu minte ca să nu pierzi 20%? Nu, îți spun ceva. Îți spun o chestie. Depinde și ce proiect or să fie atunci, pentru că dacă sunt proiecte bune, cum am mai zis, e posibil să aibă sens să-i ții acolo și pare să participi în continuare la proiecte. Eu știu, dar eu am făcut niște calcule pe ciclu trecut. Și pe paid, și pe pols, și pe BLP. Pe absolut toate am făcut niște calcule. Când ești în vârf de bull market, da, dacă prețul tokenului e foarte bun, ești mult mai câștigat în momentul ăla dacă vinzi și mult mai sigur decât dacă stai să mai aștepți câteva proiecte bune. Pentru că în momentul în care ești în plin bull market și cum s-a văzut și ciclul trecut, panta descendentă este destul de rapidă. Nu este așa urcarea lină ca și când intri în bull market. Urci pe scări, cobori cu liftul, ceva de genul. Corect. Proiectele care vin atunci au vesting-ul pe 6 luni, 8 luni, 12 luni, un an jumate. Corect. 50-60% din vesting tu vei primi în bear market. Chiar dacă proiectul e foarte bun. Și probabil că tu scoți câteva mii de dolari. Dar în momentul în care se duce în jos, se duce și prețul tokenului în jos. Eu cu Mr. Crypto am făcut calculul ăsta. Pe ce eram atunci? Pe Pulse, pe Paid, pe Bulper, pe Duck, DAO. Credeți-mă, și eu nu mă plâng că eu am făcut bani ciclul trecut. Dar era profitul pe care l-am făcut cel puțin ori 4x dacă vindeam în momentul în care noi eram niște obsedați. Poate că are sens, poate că are sens să vinzi jumate și să lași acolo pentru alocări. Crede-mă, dacă îmi vindeam trade-ul atunci când trebuia, nu să vând și să intru în Bull Park și în alte platforme, ca să tot măresc tire-le și să fiu în toate platformele posibile de pe planetă, când era 4-5 dolari, la cât aveam, auleu. Mama mea. Păi nu, știi cum e că noi am discutat. Eu vă spun că dacă vindeam tokenii dintr-o singură platformă unde eram, dintr-una, hai să zicem de paid, că discutam mai devreme, dacă vindeam pe nu să zici pe all-time high, să-l vinzi cu 30-40% sub all-time high atunci și stăteam până în bear market-ul de anul trecut, luam taiere maxime pe cel puțin 5 platforme. Care 5? Eram pe cu maxime pe toate care sunt pe CryptoRank. Țin minte și acum, eu mi-am făcut tire gold pe Bullparks cu 60 și ceva sau 70 de mii de dolari. Fai, că nu mă dore capul că plătești stomacul. Dă, lasă-mă! Ai auzi? Ai platinum acum? Nu. Nu, nu. Nu? Îl am pe ăla Titanium. Nu, că am preferat să fiu mai greuceanul în Polka Starter și în Decubate. Mamă, deci tu ai băgat 60.000 pentru Golden Bull și când a fost la 2, 3, 4 cenți nu ți-ai luat pentru Platinum? Nu, am luat altele. Na, alegerea ta, da. Cred că era bine să-ți faci un DCA mai puternic pe ăla care ai băgat 60.000 pentru, nu știu, 50.000 de token? Nu, pentru că asta performează. Nu, asta pentru că eu îți spun ceva. Eu am mai învățat un lucru în ciclul trecut. Eu am avut niște experiențe de viață în ultima perioadă care mi-au schimbat un pic strategia și modalitatea de a vedea lucrurile și viziunea asta de a fi milionar. Eu odată ce am scos banii,
odată ce am marcat, banii mei nu se mai întorc în cripto. Banii mei se duc în prosperitatea mea și în plăcerea mea personală. Și am preferat să investesc în altceva. Pentru că nu, asta nu e o soluție la nesfârșit doar să investești. Eu am văzut-o asta ciclul trecut, trebuie să știți și când să scoți. Și eu am preferat să mă bucur de niște bani și am făcut niște investiții. Acum la fiecare, cum vrea, poate că unii vor să tot bage până scot 3 milioane de euro și zic, gata, de aici mă duc. Și după aceea ce faci? Mă duc pe insula lui Kyle, în, acolo unde are el sătucu, în Thailanda. Tu îți faci probleme, ce faci când ai câteva milioane? Ai tu impresia că nu... Dar nu e o problemă, te învăț, da, te duc eu dacă vrei, te învăț ce să faci. Mamă, tu știi câte îți pe lumea asta? Mai de mine. Bun, haideți să revenim un pic. Cu picioarele pe pământ, nu? Da. Da, nu, adică hai să fim serioși că sunt lucruri realizabile în cripto. Acum eu nu vă zic de nicare sau de... Nu, lucrurile sunt realizabile în cripto. Acum nu sunt realizabile pentru toată lumea. Și cu durere în suflet vă spun că nu sunt realizabile peste pentru 90 ceva la sută din persoane din cripto care vor termina și bull market-ul ăsta tot pe gaură. Na, că așa se întâmplă de fiecare dată. Probabil un 10-15% din cei prezenți o să facă bani în cripto. Și când zic o să facă bani, nu discutăm de 2000, de 3000, de 5000, să facă bani mulți care într-adevăr să îți schimbe cumva viața. De ce? Pentru că ai nevoie de experiență în cripto, ai nevoie să treacă anii peste tine, ai nevoie să te lovești de situații cum ne-am lovit mulți dintre noi legat de aveam valori impresionante în anumite platforme și am tot stat și ne-am uitat ca blegile ele. Și am zis, a, lasă că mai iau și din aia, iau și din aia, nu vând acum. Stat și ne-am uitat ca blegii pentru că exact ce zicea Fares, în momentul în care aveai un IDO și vedeai că ai făcut 5, 6, 7, 8 mii din ce primeai la TGE, ți se bulbucau ochii. Și m-ai întrebat că de ce am vândut. Păi de-aia nu vindeam pe prețul mare, că venea un IDO și tu băgai 500 de dolari și scoteai la TGE 4.000. Păi cum dracu să-mi vândi? Păi 4.000, 5.000 de dolari într-o zi. No. Unde mai faci banii ăștia într-o zi? Cum să vând eu Peidu când eu vedeam Peidu ca o vacă de mulți? Da. Nu știu nimeni că ăsta o să își fumeze mințile. Da, așa este. Legat de Bullparks, nu știu, mai ales că este și Fares aici. Este cineva, mai aveți ceva întrebări? E totul clar? Am explicat taierele, am explicat penalizările, am explicat cum funcționează. Rămâne doar să sperăm că aduce proiecte mai bune. Din punctul meu de vedere, raportat la nivelul de investiție, nu spun că este cea mai bună platformă, dar vă spun că raportat la nivelul de bani pe care avem nevoie acum să-i băgăm ca să ne luăm niște taiere acolo, este o variantă bună. Acum, cum va performa, nu știu. Bun, hai să mai discutăm una, două platforme și să închidem, că deja e 10 și. Păi eu știu ce să le spun un pic de Decubate, pentru că mie mi se pare la fel un mic gem Decubate ăsta, care aduce proiecte pe bandă rulantă și văd că aduce proiecte bune, deși alocările nu sunt mari, dar cred că are cele mai multe proiecte în așteptare dintre toate platformele. Și are proiecte destul de bune. Este un proiect de RVA care vine, sunt mai are proiecte de AI, proiecte care am văzut acum care se... care și pe Dowmaker. Și știm că Dowmaker face FOMO mult, e de departe. Și încă e o platformă la fel accesibilă. Încă este accesibilă, adică tier-ul maxim în momentul de față e vreo 20 ceva de mii, dacă nu mă înșel. Cred că pe acolo pe undeva. Îți spun eu acum exact cât e tier-ul maxim, plus că din ce știu ei nu fac numai platformă de lansare, ei mai au și alte business-uri în spate, pe partea de vesting, pe partea de multe chestii. Platforme. Dacă vă uitați, undeva la 25.000 de dolari tier-ul maxim la ei acum. Da, tier-ul maxim, dar important de menționat că se poate participa și gratuit.
există și un tire base acolo la care puteți participa gratuit. Bineînțeles, alocările sunt de câțiva dolari. Na. Asta este. La gratuit nu te poți aștepta să primești nu știu ce, dar ca să te obișnuiești cu platforma, să vezi cum funcționează, există și un, există și un tire gratuit. Și dacă mergeți în... Da, eu v-am pus, cred că vedeți acolo, sunt linkurile de la platforme, de la toate, le găsiți în, nu știu, dacă mă ajută unul dintre colegi să dea un replay la mesajul ăla care circulă pe comunitate de 2-3 ori pe zi. Acolo aveți linkurile de la fiecare platformă, iar la Decubate primiți și ceva, primiți ceva token gratuit dacă folosiți linkul ăla. Revenind la Decubate, are tire-ul maxim, care este de 200.000 de dolari, da, nu de dolari, mă scuzați, de Decubate, care e, cum a zis și Romi, undeva la 20.000 de dolari. 25. Oferă în medie, hai să zicem, o alocare de 200 de dolari. Iar dacă ai BAFTA să iei și la FCFS, mai poți să iei încă o dată de 200 de dolari. Celelalte scad în funcție de tire-ul pe care l-ai. 100 și ceva de dolari, sub 100 de dolari, în funcție de tire-ul pe care îl ai. Dar are varianta de refund. Am văzut că aduce acum proiecte la fel. A apărut Codify, dacă nu mă înșel, care o să vină la fel pe Decubate, este și pe DAOmaker. Aduce platforme bune, îi știu. Eu am vorbit, chiar și astăzi am vorbit cu Elliot, cu CEO-ul de la ei. Nu am nimic de la ei, să ne înțelegem. Nu primez nimic, nu mă plătesc cu nimic ca să discut despre ei. Nu, sunt într-un grup separat cu ei. Uneori ne mai ascultă, ne mai bagă în seamă dacă mai spunem și noi câte ceva pe acolo. Dar sunt... Băi, sunt foarte profi. Mie mi se par foarte profi oamenii. Nu știu, nu e platforma mea. Noi, când m-am văzut pe Zoom odată cu CEO-ul, dar n-am nicio legătură. Eu n-aș putea să vă spun că luna viitoare poate nu închide baraca și pleacă. Mi-e greu să cred. Cum a zis și Romi, ei în bear market n-au făcut niciun ban din asta, dar au în spate o companie care furnizează servicii pentru platformele astea cripto. Dacă mergeți acum să vă uitați pe Sidus, care și-a făcut Launchpad, este făcut de către ei. O să vedeți că sistemul este la fel. A apărut acum Octavia IDO, Octavia Launchpad, care la fel, platforma este făcută de către DAOmaker. Seedify are partea de claiming făcută de către, nu de DAOmaker, mă scuzați, de Decubate. Seedify, care are secțiunea de claim, este făcută de către cei de la Decubate. Deci, plus, acum ai uitat tu să le spui, pe lângă tire-urile astea, ei mai au o secțiune de learn to earn acolo, unde îți oferă niște alocări. Acum nu știu exact care e valoarea, dar eu pot să vă spun că la Octavia, pe learn to earn, eu am primit 191 de via. Într-adevăr, i-am primit cu vesting. Dar... valorează ceva ăștia? Cât e Octavia acum? Un dolar și ceva. Deci discutăm de 200 de dolari primiți gratuit. Doar mă răspunzi acolo la vreo 5 întrebări pe learn-ul ăla lor. Întrebări pe care noi le punem pe IDO Announcement de fiecare dată, punem răspunsurile. La Linex am primit 350 de Linex am primit. Da. Tot pe learn to earn. Ăsta e tot așa, un fel de cum face Polka Starter acum, airdrop-uri către comunitate, doar că ei ți-i dau pe un principiu de ăsta learn to earn, să mai citești un pic despre proiect. Da? Bine, la noi nu-i cazul că se pun pe IDO Announcement. Nu exact. Trebuie să chinuiți foarte mult cu ele. E la fel, e o platformă accesibilă din punctul meu de vedere. E în trend. Vedem că tokenul a fost săptămâna trecută la all-time high, dar chiar și la prețul actual nu mi se pare foarte scumpă față de cât ar putea să ajungă. Pe unele dintre ele vă spun că le puteți privi și ca o opțiune de investiție, pentru că tokenii platformelor de IDO vor crește în bull market. Toată lumea o să-și dorească tire. Toți o să vrea să-și facă tire. Și atunci se duc și cumpără. La fel cum am cumpărat și eu și Romi Launchpool pe la 20 de dolari. Nu o să mai fie flyer ca noi.
Să ne înțelegem. Nu mai zice la nimeni că râde lumea de noi. Nu, lăsați că avem, o să am o surpriză pentru voi în curând. Nu vă pot spune ce și cum, dar nu disperați că lucrurile nu sunt chiar așa negre cum par. O să avem o surpriză cât de curând. Legată și de launchpool. N-am apucat să vă zic, mai discutăm probabil luni în Zoom pe suport și vă dau multe. Pe Arbitrum, nu? Cum? În curând pe Arbitrum. Asta se știe, nu e surpriză la mulți. Și că mai anunță ceva proiecte și mai crește tot ce am adunat cu boții de-a lungul berului. Nu e, adică acum surpriză, nu știu, o să vedeți, o să revin cu informații proaspete, calde și direct de la sursă. Și o să revin aici frumos cu voi, cu toți care sunteți în voice. Probabil că o să facem un voice despre ei și cu ei, ca să vedem ce se mai întâmplă, ce se mai întâmplă pe la launchpool. Important este că n-au închis și că o să fie probabil o să cum o să meargă și ce o să facă, nu știu. Asta aș minți să vă spun că știu, dar o să aflu mai multe informații în curând. Au înviat mega fans de la ei, dacă aveți, de acum 100 de ani. Solistat mega fans-ul? Nu. Nu solistat, dar au înviat și au pus mișcă foarte puțin, am văzut. N-au înviat. Dă câteva semne vitale, zi. Așa ceva, cum fac toate acum că se apropie bull pentru alturi, încep să învie, poate mai poate să mai facă ceva. Dar ăsta nu era ăla care a pierdut toți banii? Nu mai știu la câte ori fost. Unul dintre ei a pierdut banii, ceva. Da, cumva... mă, care bani acolo în Megafans. Cineva a luat bani și a plecat. Ce spune? The milestone event is set to take place between aprilie 30 și 15 mai. Deci TGE-ul pentru Megafans ar trebui să fie între capătul acestei luni și mai 15, dacă rămâne și nu se schimbă. Au specificat și 2024. Da, chiar o specific. Bun, să nu fie 2026. No, bine, acum azi datele proiectului, știi tu cum e proiectul, poate să faci, da, și taie capul și lumea învinovățește platforma că nu e serioasă, dar de fapt proiectul e în spate cu combinații. Da, adică dacă stăm acum să ne raportăm, uitați-vă la, că chiar mă uitam pe Decubate. Eu am fost în Decubate din secunda 2, adică eu sunt în platformă de când a apărut. Am cumpărat Decubate, nu mai știu de undeva, l-am luat din IDO și am rămas cu el. Și am acolo, sunt vreo două proiecte, cred că Basketball Verse și încă nu știu care, care le-am cumpărat atunci și nu se întâmplă nimic. Și uite că chiar n-am întrebat, dar o să întreb un grup, să întreb ce se mai întâmplă cu alea. Cam le-am verificat eu, nu mai au, alea au dispărut de pe planetă. Da? Da, amândouă. La legat de launchpool, bă, la oamenii ăștia le-au și fost greu. Bine, eu am o problemă cu ei, dar lasă că numai bine că o să vină în voice, că o să le spun. Știi că pe mine m-au blocat pe Twitter. Lor, într-adevăr, le-au fost un pic greu, fiindcă greu să faci research la un proiect și să te asiguri, mai ales când a început ei atunci. 90% din proiecte le-au dus în seed strategic și abia ceva private, da, private la început, dar majoritatea era un seed. Normal că o să ai un procentaj mare de proiecte care nu-ți performează, că poate să vină cu dita mai strategia și prezentarea și echipa, că de la seed și până la TGE mor mulți pe drum. Da, apropo, mai sunt valabile astea NFT-urile de pe launchpool alea cu gold și silver? Da, sau... zic, ar fi valabil. Dacă te uiți la ei pe Discord, cum îl cheamă, ori Spider-Man, ori celălalt care asta, îți spune și adresa și îți spune și ce să pui acolo ca să-l vezi în MetaMask. Acum, îți valabile, depinde ce te gândești că las valabile. Deocamdată, da, le ai acolo, dacă le mai dau o utilitate și poți să mai faci ceva cu ele, bănuiesc că da, atâta timp cât le-or mai menționat. Da, e interesant oricum de văzut și mie mi-ar place să, dacă se reinventează cumva,
să se reinventeze pe IDO și nu pe SID și private. Da, dar alea parcă erau pe BSC, acum de acolo trecut pe arbitru, mai au valoare sau cum se face? N-are nicio legătură, că poți să nu... Ei, îți faci un snapshot și îți dă AirDrop-a pe mare brez. Adică îi face copy-paste pe arbitru, n-are nicio legătură. Noi tot la fel a făcut Equinox. Tot zice toată lumea, mamă, că cripto e viitorul, că banii se printează, că nu e ok, că n-au supply finit. Da, mă, că în cripto e o problemă. Îl omorâm pe ăla, îl trecem bridge pe altă rețea, facem snapshot, dăm airdrop, îi luăm din Neant. Ei, toată planeta asta e o bulă, vă spun eu. Bun. Legat de Decubate, v-am zis, stați pentru cei care ascultă doar și care nu cunosc platforma. Dați-mi voie să vă spun un pic totuși care sunt și tierele. Deci, în momentul de față, sistemul de tier cât e Decubate? Stați să vedem DKB. DKB. 0.12. Deci pentru există tier-ul base în care nu ai nevoie de token și poți să participi gratuit, doar că alocarea probabil de până $10, nu mai mare. După care discutăm de bronze, care este de 10.000 de decubate, aia înseamnă $120. Silver, 20.000 ar însemna 240 sau 2400, stați că nu mai fac, mă bate matematica la ora asta. Deci dacă 20.000, 1, 2, 3 ori 0.12 înseamnă 2400, da, mă scuzați. Deci bronzul este undeva la 1200, silverul este 2400 la prețul actual. Goldul este 5.050, vreo $6.000. Platinumul este $12.000 și diamondul este undeva la $24-25.000. Ca și nivel de alocare, discutăm undeva de vreo $200 la diamond. Discutăm cred că de vreo 100 și ceva, $150 la platinum și după care de la gold cred că mergem de la 100 și mai jos. Ca și sistem de funcționare, este toată lumea are alocare garantată pe tierul pe care îl are. Există o perioadă de nu mai știu câte ore în care poți să-ți iei alocarea garantată. După care, în funcție de cât rămâne din alocarea respectivă, există un sistem de FCFS. Primul venit, primul servit. Toată lumea care și-a luat alocare și nu neapărat și cei care nu și-au luat, pot să ia încă o dată de valoarea de care au luat inițial. Deci dacă ai tierul Diamond și ai cumpărat inițial de $200, dacă te miști suficient de repede și reușești să prinzi la FCFS, mai poți să iei încă de $200. Dar important de menționat că și la ultimele s-a dat efectiv în câteva secunde. La penultimul cred că am apucat să iau, la ultimul n-am apucat să iau, adică nu am reușit să mă mișc. Nici eu n-am apucat. Nu, n-a fost. Adică la FCFS este aproape imposibil de prins. Aproape imposibil. Nu imposibil că am prins de câteva ori, dar dacă este să trag linie, în marea majoritate a cazurilor nu am reușit să prind. Așa că e și de noroc. În momentul de față au 9... Mamă, stai așa, 1, 3, 6, 9, 12, 15, 17 proiecte? Nu, 15 proiecte în așteptare și au anunțat în seara asta încă unul. Deci e... Și aduc diverse, am văzut că aduc acum și pe Base și pe... Da. Au anunțat un proiect pe Base. Da, Plena Finance, care este și pe DAO Maker, Ordify, pentru care se bate toată lumea, CoreX, ăsta acum îl văd, nu l-am văzut până acum, Reform, care este pe parte de Reform, cred că este pe parte de dacă nu mă înșel, pe RVA. Mamă, Sakaru,
ăsta cred că l-am văzut într-un VC. Nu, RVA este pe parte de RVA, Codified care e și pe DAO Maker, Verida la care am dat eu astăzi un tweet, și cam atât. Nu, Oxa Origin care încă nu a venit, Xverse care l-am văzut pe niște platforme destul de căutate, să știți. Deci nu e, băi, arată bine, se mișcă bine. La fel și cu Decubate. Eu nu prea am văzut să aibă probleme platforma de funcționare. Deloc. Funcționează foarte bine. Chiar funcționează foarte bine. Problema e că nu prindem acolo la FCFS. Dar încă o dată, au avut și se pare că aduc proiecte din ce în ce mai bune. Se pare că aduc proiecte din ce în ce mai bune. Acum dacă vă mulțumește, nu știu, $100 alocare, $50 sau $200 blocare, grosso modo, dacă discutăm de tier-ul maxim, poate să fie un pont. Mă uitam acum la unul dintre proiecte, la Sakaru. Văd că adună, încep să crească sumele. Da, adună 300.000 și la ăsta pe care l-au anunțat, da, acum, MC2Fi ăsta. Văd că adună tot 300.000. 300.000. Deci e clar că posibil să vedem lucrări mai bune. Mi3 250.000, la Interswap 250.000, deci da, încep Interswap să aducă. De pe Okamify cu 3% la TGE, god. Nici da, nu știu în capul meu. Nici eu nu știu, că și da, eu am luat un BNB. Da, exact. Nu puteam să luăm decât puteam să luăm de vreo 7 BNB sau de 5, de cât puteam lua? 8,4. De 8,4 BNB, 8 ori cât e BNB acum? 4-500 de dolari? Ne dădea la... Deci aia ne dădeau alocare mai mult decât am investit în token. Da, exact. Da, așa este. Na, eu vă recomand să o luați în calcul. Au alocare garantată, au refund, puteți să dați refund, cel puțin pe aproape toate proiectele, dar încă o dată, ceea ce vă spunem noi este valabil la momentul în care noi discutăm. S-ar putea ca fiecare proiect să aibă totuși o altă abordare și s-ar putea ca unul dintre ele să nu aibă garantat sau unul dintre ele să nu aibă refund. Deci nu le luați mot-a-mo pe toate și nu le luați că gata, am zis, așa funcționează. Trebuie să intrați și să studiați fiecare proiect în parte, să vedeți dacă toate aceste politici și toate aceste proceduri sunt în vigoare în momentul în care voi participați. E un pont, vă spun. E pont, e o platformă bună, mai ales. Da, nu mi-ar place ca alocările să fie mai mari. Da, cam cred că asta este singura mea problemă, ca să spun așa, când vine vorba de Decubate. În rest, oamenii sunt mega profesioniști în ceea ce fac. Sunt mega ok când stai să discuți cu ei, să vezi, mie îmi place foarte mult cum funcționează. Dar la fel, mă raportez la ceea ce se întâmplă în prezent. Ce o să fie în viitor, nu am de unde să știu. Chiar nu am de unde să știu și sper doar sunt în platformă în momentul în care... Deci, ce să înțelegeți că acel Tire Diamond este de 200.000 de Decubate. Dar dacă aveți suficienți bani și vreți să investiți mai mult, puteți să luați de 2 ori diamond sau de 3 ori diamond. Deci dacă luați 400.000 de Decubate sau 600.000 de Decubate, care ar însemna $75.000 la prețul actual, o să aveți de 3 ori alocarea. Deci dacă alocarea este de $200 la diamond, la 2x diamond aveți $400 alocare, la 3x diamond aveți $600 la alocare și așa mai departe. Bun. Dacă să zic și eu ceva aici, te rog? Sigur că da, te rog. La Decubate ai uitat să menționez că există pool-uri de staking care îți dau tier boost. Deci nu ai nevoie de suma aceea mare. Perfect. Îți mulțumesc pentru completare și e foarte bine că uitasem de ea. Deci când vine vorba de staking, dacă mergeți pe platformă o să vedeți că sunt diverse pool-uri de staking. Ok. Ce înseamnă aceste pool-uri de staking? Trebuie să uitați să vedeți și dacă sunt disponibile, că unele dintre ele sunt pline și nu mai puteți pune altele.
în altele se poate contribui. Dacă mergem acum pe platformă, vedem că ce este disponibil este partea de 30 de zile în care primiți doar 1,6% boost. Există varianta de blocare pe 120 de zile și primiți 20% boost, adică ce înseamnă 20% boost? Haideți să luăm cazul ăsta cu 120 de zile. Să zic că îl blocați pe 120 de zile. Asta înseamnă câte luni? 5 ori 3, 4 luni, nu? Pe 4 luni de zile. Deci dacă blocați tokenii pe 4 luni de zile, să zic, și vreți să vă luați taie de 200.000, nu este necesar să cumpărați 200.000. Puteți să cumpărați doar 160.000 și cu taierul ăla de 20% să se considere că aveți diamondul de 200.000, că vă dă un boost de 20%. Mai există varianta de 365 de zile, adică să blocați tokenii pe un an de zile, să cumpărați 100.000 și să aveți boost de 500%, de 50%, ceea ce înseamnă că ați avea taierul diamond, de fapt, ăla de 200.000. Acum voi calculați și vedeți dacă credeți că merită. 100.000 la prețul actual înseamnă 12.000. Poate să fie o variantă să faceți două conturi. Două conturi de 100.000 și aveți alocare dublă. E ca și cum ați avea 2x la diamond, de două ori diamond. Și mulțumesc încă o dată pentru completare, că Teodor, pentru că era foarte, foarte important de menționat asta și uite că mie mi-a scăpat. Da, mi se par super profi oamenii, mi se par foarte ok ultimele proiecte pe care ei le-au adus. Nu uitați, vă zic, da, vă pun acum în chat, dacă vreți, o să vă pun și link-ul pentru Decubate și aveți ceva token gratuit în funcție de tier-ul pe care voi îl luați. Bun, hai să vedem dacă mai discutăm de ceva platformă. Sunt o grămadă de platforme și cred că ar trebui să facem vreo 5-6 voice-uri să reușim să le completăm, să le aducem în discuție. Avalanche. Da. Foarte interesantă platforma care la fel în cont de în ciclu trecut. Da. Performanțe foarte bune în ciclu trecut. Chiar și în ciclul ăsta au avut Tether Games, ei l-au avut în private cu un preț mai mic, dar și cu un vesting mai mic. Partea mișto acolo este că oricum la fel și acolo ai o alocare oarecum garantată în funcție de cât depui. Din ceea ce mi-amintesc eu, este undeva la 1000 de Xava blocați, însemnau vreo 70 de dolari, zic bine? Zamolxe? Depinde și cât strâng. Da, nu, o medie. Era undeva cam... La 1000, cred că era undeva la 60-70 de dolari. Da, cam așa e paritatea. 10.000, da, la 10.000 ai 600-700 de dolari alocare, ceva de genul. Cam așa. Depinde și cum îi locuiai, știi? Că ai multiplicatorul ăla pentru perioadele de loc care le pui. Da. Avalanche, care este o platformă specifică proiectelor din rețeaua Avalanche. Funcționează la fel, nu te grăbești, ai perioadă în care poți să plătești, poți să-ți dai și boost acolo, să pui și să-ți ia în cazul în care rămâne alocare, să-ți ia direct din cont AVAX. Plățile până acum s-au făcut pe toate proiectele cu AVAX. Ultimul proiect pe care l-au adus a performat destul de bine. La un moment dat cred că puteam să recuperăm cel puțin 80-90% din alocare cu ce am primit la TG. Nu mai știu exact cât am primit la TG, dar chiar a fost ok. M-am tot moșit eu și am uitat de el. N-am fost pe fază când s-a listat, după care am așteptat și acum momentan nu stă neapărat foarte bine. Nu mai știi oare cât am avut la TG? 20% a fost la TG, dacă vorbești de faimosul Castle of Blackwater, da. Cum ne-a da.
schema e că l-au dat pe, trebuia să-ți faci un bridge și o altă nebunie și cum ai zis și tu. L-au dat pe BIM. Da, pe BIM. L-am cam lăsat deoparte și când m-am trezit eu. Da, dar am avut un moment în care puteam să-l vindem destul de bine. Stai că uite, chiar acum mă conectez să vedem cât la sută. Deci 20%? Da, da, 20% la TG era o lună de cliff și 7 luni linear vesting după. Bun, în momentul de față mă uit și văd că acei 20%, cu acei 20% mi-aș recupera acum aproximativ în jur la 60% din toată alocarea. Adică un 3x. Da. Nu e rău, dacă mă întreb pe mine. Nu e rău, ama. Dar a fost și mai bine. A fost aproape de 90% recuperat investiția și știu că mă uitasem, doar că îi aveam pe MetaMask, nu aveam laptopul la mine și nu puteam să vând. Am văzut pe telefon doar care este prețul. Am calculat că îmi scot aproape 90%, pe când am ajuns eu la laptop, nu mai era atâta și aia. Dar în ciclul trecut, Avalanche a adus proiecte care au performat foarte, foarte, foarte bine. Chiar au fost ok și oamenii s-au mișcat. Platforma e ok. Chiar e bună. Eu am acumulat în bear market, am reușit să iau token la preț foarte bun. Și știu că i-am și pus pe platformă, că am zis, dar la asta mi-a luat în calcul și varianta de a vinde tokenii la un moment dat, pentru că au și un preț care, stați să vedem cât e acum Xava. Xava. Văd că este un pic pe creștere, 1,22 de dolari. Ca să ne înțelegem, a fost 20 de dolari. Și dacă stăm să ne uităm, 100 de milioane, din care văd că doar 37% în circulație, 45 de milioane market cap. Deci gândiți-vă, uitați-vă la toate platformele, că acum fac o trecere scurtă, dar uitați-vă la foarte multe platforme, că au câte un, marea majoritate au market cap de, nu știu, 20, 30, 40, 50 de milioane. Și Bullparks stă pe un market cap de 4 milioane. Adică, băi, e un, din punctul meu de vedere, este super potențial. Nu știu, Fares, mai ești în voice? Este. Da, vorbeam cu Cristian de la tine, chiar vorbeam cu. Am înțeles. Întrebare. Cumva, nu știi, e real tokenomics ăla pe care îl vedem noi pe CoinGecko și pe doar dacă e real. Doar atâția token sunt în circulație. Pentru că restul sunt în contractele de loc și de stake și nu sunt luați în Nu sunt luați în considerare. Pentru că sunt blocați. Păi nu, pe mine m-ar interesa cât sunt real în circulație. Păi ori fie blocați, circulație sunt. E mai arată 40 milioane în circulație aici și total supply-ul de 295. Da, dar nu există. Bun, câți avem blocați? Păi stai o secundă, că mă uit pe CoinGecko și îți spun imediat o secundă. CoinGecko discutăm de un total supply de 300 de milioane, din care ne arată că în circulație sunt 40.600. Mie mi-este foarte greu să cred că după atâția ani, doar atâția tokeni au fost eliberați. Păi da, îți arată, fii atent, dacă dai pe IU ăla, la circulating supply, da? Dacă dai pe informații. Da. Da? Îți arată așa. Totalul de 295, bănuiesc că restul sunt burned, da? Îți arată așa, un contract de team fund, da? 39 de milioane. Îți arată liquidity and operation funding 57 de milioane. Îți arată treasury 93 de milioane. Ăștia sunt blocați până în august, cel puțin. Da? Îți arată contractul de locker, unde sunt 28 de milioane, unde am și eu. Îți arată contractul de staking, care are 35 de milioane în el, da? Deci doar în locking și în staking sunt cât? Facem așa, grosomodul 30 cu 30 sunt 60 de milioane, 60 și vreo 2 de milioane, da? În locking și staking sunt în lichiditate 57, așa. Bun, stai să o luăm un pic altfel.
Pe mine mă interesează câți tokeni mai intră în piață noi față de ce este, pentru că ce este, ce este în loc și în alea e oarecum, ăia sunt în circulație, că ei blocați pe staking, e o altă discuție. Dar ei sunt aici deja. Pe mine mă interesează. Nu mai există. Dacă întreb de vesting, nu mai există vesting. Da? Singurul lucru care mai e de intrat în circulație, să zic așa, sunt tokenii echipei care îi tot blochează în fiecare august. Deci dacă cauți în anunțuri la fiecare august, ei blochează team token și treasury funding și nu știu ce. Tokenii sunt blocați la fiecare august, se prelungește acel locking pe câte un an, pe câte un an și așa mai departe. Păi bine, probabil că nu, totuși. Adică nu, dacă ei fac suficienți bani încât să nu fie nevoie să atingă de token, e poate mai bine. Da, timpul... în acest moment, toți tokenii aceia de echipă și treasury și așa mai departe sunt blocați într-un locking contract care nu poate fi scos de acolo, cel puțin până în august, până pe 20 august, dacă nu mă înșel sau nu știu exact data. No, din partea de token de echipă, ok, văd că e undeva 10-15% din total supply, 39 de milioane. Ok, deci pericolul pe care noi am putea să-l vedem când vine vorba de un dump al tokenilor ar putea să vină din două locuri, din punctul meu de vedere. Asta zic în cazul în care, nu știu, se întâmplă ceva aiurea. Odată, vorbim de 39 de milioane care reprezintă, nu știu cât, 12% din total supply este al echipei. Ok. Destul treasury care. Mai avem treasury. De ăla mie că e 93%, ceea ce reprezintă 30% din total supply. Deci 30% și cu încă unul 45% din token sunt la mâna echipei. Adică oricând, dacă, nu zic că se întâmplă, dar oricând ăia pot fi aruncați în piață. Nu, greșit. Nu e oricând, pentru că în momentul de față ei sunt blocați, deci efectiv nu se pot scoate cel puțin până în august. Da? Ce e foarte important de urmărit și de întrebat, dacă vrei să te uiți după acest lucru, când se apropie augustul, să puneți întrebarea, cei care sunt interesați pe chat, ce se va întâmpla cu acei token de echipă, dacă se va prelungi acel loc sau nu. Asta e foarte important. Pentru că dacă se va prelungi acel loc și nu vor scoate din loc, nu e absolut nicio problemă. Adică nu se pot atinge de ei. În momentul în care îi lasă deblocați, atunci e panica mai mare. 39 de milioane nu e un capăt de lume, Fares. 10% din total supply, mai puțin. 39 plus 93? Nu, e o de aia din treasury. Aia din treasury ce înseamnă? Treasury sunt 93 de milioane, sunt 30. Păi nu, ce înseamnă? Ce fac acei token din treasury? Se spune că acei token din treasury sunt pentru dezvoltarea platformei, dacă vor să facă ceva parteneriate mari și așa mai departe. Am înțeles. Un fel de marketing. Adică, da, e o combinație. Da, dezvoltăm noi că voi băgați bani, ceva de genul ăsta. Da, românește. Da, o combinație între plată, dacă trebuie să facă ceva, plus marketing. Deși la partea asta de marketing cred că ar putea să, adică să scoată din ea 93 de milioane, să dea un pic la Crypto Banter, la Ivan și la nu știu care, să facă un pic de pump pe platformă. Ce e drept, în momentul de față, repet, sunt blocați, nu se poate atinge nimeni de ei. Până în august, cel puțin. Da, mai vedem. Stai să vedem dacă intrăm pe partea de vesting, să vedem ce ne spune transfer. Acum 228 de zile, cantitate 93 de milioane și dacă intrăm pe el direct, unde văd eu că îs blocați. 228 de zile, transfer from to. Ar trebui să intru un pic pe contract. Da, ia să vedem. Contract, nume, optimizare, other settings. Bine, mă bate partea asta cu detaliile tehnice, dar o să-l rugăm pe Costel să se uite un pic
și să ne spună dacă vede el undeva contractul ăsta până când, care este data de maturitate. Nu că nu te-aș crede pe tine, Fares, când zici că e până în august. Te cred. Dar înainte să te cred, tot aș vrea să mă uit un pic să vedem că într-adevăr sunt blocați. Analytics. Da, e mai complicat un pic. August 19, 2023. Până în 20 august 2020. Nu. Noi suntem în 2024. Da, probabil atunci a fost puși. Habar n-am. În fine. Detalii tehnice care mă depășesc și prefer să nu stau în ele. Bun. Mă mai aud? Stau, de ce s-a făcut așa liniște? Da, da, te auzi, te ascultam. Perfect. Bun, am discutat de decubate, am discutat de bulwark, mamă, deci mai sunt încă o grămadă de platforme despre care am putea să discutăm. Am discutat un pic și de Avalanche, care, repet, din punctul meu de vedere, funcționează destul de bine. Acum să vedem și că aduc mai multe proiecte și că aduc mai multe proiecte bune. Dragii mei, nu uitați de că imediat închidem și vreau să acord și premiile. Vă mai pun încă o dată asta pentru cei care nu ați dat like, retweet, comment, like, retweet și comment la acest post și imediat o să extrag și câștigătorul. Deci like, retweet, comment la acest post și o să revin cu un premiu. Ionel B. Kingdom Starter, nu particip în el, nici nu-l știu și nu se discută deloc la noi în comunitate platforma asta. Nu zic că e bună, nu zic că e proastă, nu știu. ChainGPT, Adrix e top ChainGPT. ChainGPT este un proiect care a fost lansat pe Decubate, care are aceeași infrastructură ca și Decubate. Deci dacă intrați o să vedeți că funcționează la fel. Are taiere similare, ca și gândite similare, nu sunt de aceeași valoare. Au adus proiecte destul de bune. Mi se pare că au ceva înțelegere și au ceva deal cu DAO Maker. Pe lângă asta, mi se pare, am înțeles că le funcționează și partea asta de AI, pentru că ChainGPT a beneficiat atât de narativa asta de IDO-uri și a adus proiecte destul de bune, pe cât se încadrează și narativa AI și tokenul a crescut și prin prisma asta ca și preț. Eu am luat ChainGPT de pe Decubate, nu am tier la ei, adică nu particip la ei în IDO-uri, dar participă câteva persoane din suport, cel puțin știu. Și problema la ChainGPT este că e scumpă față de nivelul de alocări care le primim la valoarea investită. E cam scump. Un lucru pe care eu l-am mai zis și cred că l-am zis și săptămâna asta, i-am spus cuiva pe suport care vrea să cumpere anumiți tokeni. Dragii mei, trebuie să înțelegem un lucru. La un moment dat trebuie să acceptați că trenul a plecat din stație. Nu trebuie să intrați FOMO doar pentru că l-auziți pe cutare și cutare și cutare că discută și cât de bună este platforma. S-ar putea ca platforma deja să fie foarte scumpă și să nu mai merite să faceți asta. Adică nu vă aruncați și nu mai cumpărați dacă deja o vedeți că e foarte scumpă. Adică eu n-aș da acum 40.000 sau 45.000 pe o platformă care îmi dă alocare de 100 și ceva de dolari sau de 200 de dolari. Nu aș pune atâția bani. Pentru că cred că aș putea cumva să investesc banii în câteva proiecte și să nu fac nimic efectiv și proiectul ăla să facă 5x, 6x și să fiu mai mult decât mulțumit. Decât să stau să-mi bat capul cu vesting, cu participat, cu plată, când e IDO-ul, când e... Nu, adică dacă tot investești 20-30.000 de dolari, măcar să te duci pe platformă în care simți că ai pus acei bani și primești alocare de câteva sute de dolari. Adică mă, o simți, cum a zis și Fares, te-ai dus și ai luat alocare de 1.000 de dolari,
ai primit 25% de la ATG, care înseamnă 250 de dolari și a făcut 100x, unul trebuie să facă, nu mai multe. Și ești, e perfect. Da? Dacă te duci să dai 40.000 de dolari și tu iei alocare de 150 de dolari și îți dă 20% de la ATG, înseamnă 30 de dolari. No, ok, câte X-uri ar trebui să facă la încât să te și intereseze? Pentru că vă zic, în momentul în care, chiar dacă ați pus o grămadă de bani și proiectul performează foarte bine, să zic face 10X, 20X, dar tu ai primit la TG 15-20 de dolari, ok, ai făcut 150, 200, 300 de dolari. Nu te încântă atât de tare și de multe ori ai tendința de a reinvesti banii aia pentru că sunt de o valoare foarte mică încât îți dai seama că nu poți face mare lucru cu ei. În schimb, când ai luat o alocare de 1000 de dolari și nu știu, poate îți dă 50% la TGE și cu aia 500 de dolari sau cât de faci, 10.000 sau 12.000 sau 15.000, atunci te trage inima și să scoți 4-5.000, să-i tragi pe aia, băi, am făcut profit, de ăștia mă duc și în schimb, nu știu, cauciucurile la mașină, roțile, fac ceva, îmi cumpăr un telefon, îmi fac ceva, pentru că am făcut bani. Și discutăm de același procent de creștere, de, nu știu, 10x, 20x. Diferența este că tu ai avut o alocare mare și o simți. În momentul în care ai făcut câteva mii, o simți. Atunci e și mai cerebral și iei banii aia și zici, bă, ok, din 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 de dolari cât ai fi făcut, las în continuare, pentru că sunt un degenerat și sunt un disperat să stau non-stop în piața asta, las 5.000, 6.000, 7.000 de dolari, îi las în continuare în piață și îi bag în altceva. Mă, tot iei un 2.000, 3.000 și te duci și îți faci niște mofturi. Și până la urmă o să vedeți că astea sunt lucrurile care veți rămâne. Aceste mofturi, aceste cumpărături, aceste profituri pe care le marcați. Pentru că dacă tot mergeți și băgați și iar băgați și iar băgați și iar băgați și iar băgați, am trecut prin asta, credeți-mă. O să stai și o să te uiți în spate și zici, băi, dar cât am putut să fiu de fraier, mă? Bă, dar cât am putut să fiu de găină, să nu scot eu acolo unde aveam zeci de mii de dolari într-o platformă? Ca după aia să o văd în bear market că s-a dus în 1000-2000. Și atunci trebuie să luați și asta în calcul. Gândiți-vă, nu alergați după 10 platforme în care să aveți alocări de 10 dolari, 15 dolari. Rămâneți cu 2-3 platforme, mergeți undeva să aveți o alocare pe care să o simțiți și să știți, păi, din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați pe mine, păi, o alocare decentă ar trebui să plece de la 3-400 de dolari ca să simți ceva. Ok, ce e mai jos deja de 50 de dolari, 60-100 de dolari? E puțin, nu, și nu prea o simți. Nu prea o simți în condițiile în care discutăm de vesting, că dacă ți-ar da 100% la TG, atunci lucrurile ar sta altfel. Și nu vreau să fiu, adică este foarte greu, când spunea cineva la un moment dat, am avut un Zoom pe suport și discutam de alocări, de în piața asta cripto sunt persoane care au foarte mulți bani și sunt persoane care au mai puțin bani. Și na, uneori pentru cei care deja sunt de câțiva ani și au apucat să acumuleze și au câteva mii sau zeci de mii acolo, pentru ei e foarte simplu să discute de cât e alocarea, 1000, a, o iau pe toată, nu-i, cât e alocarea pe Coinlist, 3000, stai că acum ai tirez. Încercați să nu faceți comparație cu acele persoane, pentru că acele persoane își permit să plătească acei bani. Și voi o să stați, cei care dispun de mai puține fonduri, se uită și zice, păi n-am făcut, am făcut numai 200 de dolari. Nu, păi dar nu-i scot, că am făcut numai 200. Dar prietene, ai băgat 20 sau 25, cât ai vrea să faci? Încercați să o gândiți oarecum, trebuie să o gândiți cât mai cerebral, să spun așa. Și întotdeauna să vă raportați la procentele pe care le faceți, nu la sume. Pentru că procentele sunt raportate la suma pe care ați investit-o. Nu vă raportați că ați făcut 100 de dolari. Uitați-vă cât la sută ați făcut. Și atunci o să puteți să o gândiți un pic altfel. Bun. Da, că ziceam că am auzit, zicea cineva pe suport în Zoom, ce vă, voi discutați aici de niște sume, de mă doare capul când aud de sumele astea. Da, să știți că
foarte multă lume, a plecat cu sume mici inițial. Pe parcurs au crescut. De ce? Pentru că am tot reinvestit până când am reușit să fac un portofoliu care să conteze. Și în momentul de față nu mă arunc să vând mare lucru, pentru că începe bull market-ul. Suntem în bull market, nu știu, 30-40%, cât om fi în bull market, apar n-am, nu știu. Dar e păcat să stai acum și să vinzi ca disperatul tot. Nu, trebuie marcat profit acolo unde a făcut 10x, 15x, în condițiile în care eu știu că mai am de primit încă 70% sau 75%. Dar nu stau să mă uit și zic, a, nu vând nici ăștia 20% că vreau to the moon. Păi dacă ăștia 20% îmi recuperează investiția inițială și încă și un pic de profit, la revedere, mai am de primit o grămadă încât nu văd de ce ar sta să tot țin de el. Are timp ălalalt să-mi facă to the moon fără nicio problemă. Fără nicio problemă. Bun. Dacă mai vrea cineva să participe, că în 2 minute, 3 minute o să extrag câștigătorii. Așa, câștigătorul, mă scuzați. Așa că like, retweet, comment dacă vreți să participați. Să mă uit un pic în întrebări în chat. Mi-au rămas, încerc să le preiau de pe unde am rămas eu. Am o întrebare bună, mister. Da. Te rog. Având în vedere că toate platformele astea de IDO necesită să blochezi tokenii respectivi pe o anumită perioadă de timp, ai mai recomanda să se blocheze tokenii respectiv pe un an de zile începând de acum? Maxim. Maxim un an de zile. Eu prefer un 6, 7, 8 luni de aici înainte. Adică prefer până pe la finalul acestui an. Dar s-ar putea ca piața să ne facă o surpriză. Chiar dacă multă lume crede că bull market-ul se va încheia anul ăsta, adică vom avea maximele și, nu știu, poate să vedem un declin pe 2025, dacă este să ne luăm după istoric, după cum s-au întâmplat ciclurile anterioare, bull market-ul maxim noi ar trebui să-l vedem la anul. Și atunci, în teorie, ar fi pont încă un an de zile. Eu cred că nu e foarte târziu, deși suntem în aprilie deja. Mă feresc să mă duc cu vesting-ul, să mă duc cu blocatul pe 2025. Dar dacă nu am o altă variantă, o să mă duc și pe 2025. Dacă tot ai întrebat, Teodor, pot să faci o combinație. Mă duc frumos pe pool-urile alea, cum sunt și la Decubay, și pun 50% din ei o să-i pun pe un an de zile să-mi dea timer, după care 30% îi pun pe o perioadă de 6 luni de zile și încă 20% sau nu știu, îi pun pe alte câteva luni de zile. Le împarți un pic. O idee foarte bună. Caz concret, urmează să se lase de cu launchpad-ul ăsta super hype-uit numit Ordify. Și by the way, mie mi se pare o idee super bună, dacă cumva cineva din voice-ul ăsta vrea să intre în launchpad-uri și majoritatea observă că trenurile au cam plecat din stație și asta făceam și eu acum vreo 2-3 luni, nu mai găseam efectiv nicio platformă pentru că toate focuseră deja 10x. Cred că e ok să te uiți pe platformele astea noi, care ok, nu au notorietate, nu au istoric, nu au proiecte lansate, nu știu nimic despre ele, e un risc mai crescut. Dar totuși ai o investiție de câteva mii de dolari care pot să-ți aducă alocări mult mai mari decât să intri în ChainGPT cu 10K dolari și să primești alocare de 60 de dolari. Eu aleg mai bine varianta cu launchpad-urile noi. Dar bine, da, în teorie tu ai dreptate. Pe de altă parte, nu știu dacă ai prins ciclul trecut, dar îți spun eu, în bull market toate proiectele își fac launchpad. Deci toate proiectele o să aibă launchpad. În momentul în care un proiect nu mai știe ce să dezvolte și nu mai știe cum să rămână în piață, își face launchpad. Și o să vedem o puzderie de launchpad-uri. În momentul în care tu te duci și intri într-un launchpad din ăsta nou, trebuie să ai și o capacitate să te uiți la proiectul ăla dacă e ceva de capul lui. Dacă echipa este pregătită, dacă echipa are relații, dacă echipa știe ce face. Da, într-adevăr. Poți să prinzi gemul și să iei cu 1000, 2000, 3000 de dolari, să-ți iei un tire maxim sau ceva și
launchpad-ul să aducă proiecte foarte bune. Da, e o variantă, dar e o variantă mai riscantă. Dar în același timp și reward-ul poate să fie pe măsură. Eu personal nu m-am mai îndreptat spre alte platforme, adică am intrat și în Seedify. Nu Seedify, în Seedus. Dar am intrat în Seedus pentru că eu am cumpărat Seedus în private și aveam tokenii. Nu i-am cumpărat acum. Și am văzut că tokenii care i-am îmi permit să particip în platformă pe un tier foarte bun. Și am zis ok, oricum nu aveam de gând să vând Seedus sau Seedus, depinde cum vrem să-i spunem. Așa că îl pun și acolo. Dar vine, au primul proiect, cel puțin e un proiect de gaming foarte mișto. Și o să încerc să văd, să o testez și pe aia. Dacă funcționează, oricum mi-am blocat tokenii numai pe 45 de zile. Am zis, hai să vedem ce se întâmplă, cum se întâmplă. O să văd ulterior dacă îi blochez, dar eu personal mă orientez spre 6 luni. Hai să zic 6 luni de blocat. Dacă sunt obligat să-i blochez pe o perioadă mai lungă, că așa e, o să văd la momentul respectiv. Eu inițial mă gândeam să-i blochez pe toți pe 6 luni, dar acum că ai spus că bă, aș putea să mai pun o parte în turnă, o parte în alta, cred că o să pun 70% pe 6 luni și restul pe un an. Dar totuși mi se pare un pic cam riscant acum, mai ales că Bitcoin a făcut prematur all-time high înainte de halving, ceea ce nu s-a întâmplat ciclurile trecute. S-ar putea, în teorie, să avem un ciclu mai scurt și de asta mi se pare riscant să pun un an de acum încolo. Eu am blocat niște proiecte din ianuarie și acolo mi s-a părut un pic riscant. Și, da. Teodor, dar tu ce n-ai înțeles din piața asta? Crypto egal riscant. Dacă te duci în DEX, în dreptul cuvântului riscant, primul cuvânt care apare este cripto. Adică nu cred că te... Dacă tu ai intrat aici ca să joci safe, îți spun eu că ai greșit camera. Nu e. Potriva, am un apetit chiar foarte ridicat. E, nu e. Joaco, nu mai stați să vă gândiți de 10.000 de ori și să analizați, pentru că țin foarte bine minte, dar între timp te-ai reparat, ca să zic așa. Mamă, deci ne-ai mai, pe mine mai terminat câte întrebări ai putut să pui de launchpad-uri. Dar le-ai luat, le-ai studiat și acum te-ai liniștit. Știi ce vrei, în linii mari, e ok, ai învățat cât de cât jocul. Ai învățat jocul, am observat față de când, că țin minte, de când ai intrat și aveai o grămadă de nelămuriri. Erai, mamă, nu știai de unde să o apuci, ce să iau, vreau și aia, vreau și cealaltă. Aș vrea și aia, dar aia e mai bună, aia la altă pare că e și mai bună. Yeah. Deci crede-mă că mi-a luat un caiet și am luat efectiv toate launchpad-urile de pe CryptoRank. Le-am trecut pe toate, am pus în vreo 3 pagini dintr-un caiet din ăsta dictatul și le-am luat pe fiecare și le-am studiat și trăgeam linie, efectiv nu mai găseam toate trenurile plecaseră din stație, nu mai găseam nicio platformă. Am intrat în Decubate, dar și Decubate făcuseră deja 50x și am zis cineva intru într-un proiect care a făcut deja 50x și întrebam mereu pe grup și pe grup nu recomanda nimeni nimic. Pe grup toată lumea zicea, eu activez, nu știu. E foarte greu, adică încă o dată, 50x când ai întrebat tu prima dată de Decubate era mult mai jos față de ce e acum. Da, era mai jos. Uit, chiar e mai bine, adică am intrat. Da. Și atunci ai zis că e scumpă. Na, ia acum. Ia acum și vezi. Și stai să vezi cât o să fie în toamnă sau în vară. La ce proiecte duc și ce fac acum? Acum e 25.000. Deci, mark my words. În bull market, acest tier de 25.000 care e acum maxim, o să fie cel puțin 200.000. Și o să zici, mamă, bă, dar era 25.000 atunci. Mamă, ce preț bun era. Asta e ca și cu Bitcoin-ul, când se corectează pe la 60.000. Adică acum o lună, două, era 50 ceva de mii și lumea zicea, mamă, se duce, e all-time high, toată lumea era bullish. Acum s-a dus în 70 de mii, coboară înapoi în 60, 50 ceva, mamă, bear market, cum vine? Băi, dar ce-i cu prețul ăsta la Bitcoin? Când el acum o lună, două era acolo. Cam așa funcționează și aici. Încă
încă sunt multe, repet, cele care le-am discutat noi astăzi, încă sunt la prețuri mai mult decât decente, credeți-mă. Să iei polzi la un dolar, e, pentru mine, este pomană, dacă mă întrebați. BLP la 0,12? Eu BLP-ul văd la un dolar în bull market. Pot să greșesc? Bineînțeles că pot să greșesc. A fost undeva la 0,7 all time high-ul precedent. Dar la o market cap de 4 milioane de dolari, fă-mă, băieți, uitați-vă că sunt platforme de IDO mediocre cu market cap de 30 de milioane, 40 de milioane. Efectiv sunt mediocre și au acel market cap. Dau o maker la un dolar și ceva? Păi da, ăla se face 8 dolari. Este doar o chestiune de timp. Repet, sunt așa le văd eu, așa cred eu. Bineînțeles că mă pot înșela. Nu trebuie să o luați motamo și nu trebuie să vă stabiliți praguri de vânzare sau de achiziție sau să vă faceți calcule, vise, speranțe în funcție de prețurile pe care le zic eu. Sunt niște targete de prețuri pe care eu mi le-am stabilit și le văd pe acolo. Că o să am sau n-am dreptate, doar timpul ne va spune. Voi trebuie să analizați și mă bucur, Teodor, că ai specificat foarte clar și ai zis, am stat, mi l-am luat, m-am notat pe caiet, m-am uitat. Asta înseamnă să ai grijă în ce pui banii, să te uiți un pic. Nu zice nimeni că asta îți garantează că e și decizia cea mai bună. Dar cu siguranță este o decizie mai bună decât să te iei după ce ți-a spus cineva încet. Vii și întrebi și el spune, a, nu, e bună platforma. E top. Că a prins el un proiect care a făcut 5x și este mega euforic. Și o să vină să-ți spună că e the best. E cea mai tare platformă. Dar el n-a studiat-o deloc. Pentru că probabil s-a luat la fel după un altul care a întrebat încet și a spus același lucru. A, e bună, prietene, e mama ei. Știți vorba aia cu Maria care și-a luat-o... Zic, este o vorbă la noi, știi că... Eu am zis Maria, dar se spune Maria. Într-un capăt al satului și-a luat o palmă și în celălalt capăt al satului înmormântată de 3 zile. Cam așa funcționează și cu chestiile astea când vă tot luați după unul și după celălalt. Ok, luați în considerare ce vă spune ăla, ce vă spune ăla, ce vă spune. Dar cum a zis Teodor, luați-le frumos, notați-le pe un caiet, pe ceva și după care luați-le și purecați-le un pic și vedeți. Bă, merită? Nu merită. Aproape pe toate fiecare din aceste platforme găsiți toate informațiile de care aveți nevoie. Cât costă tire-ul, cam care au fost alocările. Chiar dacă nu găsiți pe site, găsiți la ei pe Telegram sau pe... Vedeți raportat la nivelul de investiție. Puteți să vedeți și cum a evoluat proiectele. Și puteți să vă faceți o idee. Încercați să nu vă luați doar după ce zice unul și după ce zice altul. Bun. Stai să vedem ce mai aveam pe aici. Mamă, dar sunt ceva mesaje. Haideți că le iau în sens invers. Le iau de jos în sus ca să fie actuale. Cine vrea follow for follow pe X? Bun. Mici, te rog frumos, nu mai faceți chestii de genul ăsta, că nu vreau să-și pună fiecare pe aici, să transformăm chat-ul ăsta în OSER și în... Dacă fiecare vine și spune urmărește-mă pe X și ne trezim cu 50 de persoane că fac chestia asta, o să avem dita mai spam-ul pe comunitate. Vă rog să nu mai... O variantă bună le-am dat eu, mister, dar nu aplică. Exact. Postările lui mister, spun eu sau spui tu? Spune-te. La postările lui mister, intrați toți, dați replay-uri și fiecare își dă follow unul altuia. Exact. Și așa câștigați din două părți. Mergeți acum pe acest tweet pe care l-am pus eu mai devreme, pentru că imediat extra câștigătorul, dați un like, retweet, comment și dați follow la toți cei care sunt acolo și vă dați follow între voi. Și v-ați făcut, luați de acolo, pentru că mă duc acum și văd că sunt, stați o secundă să vedem, sunt aproape 100 de retweet-uri în momentul de față. Sunt aproape 100 de retweet-uri. Deci,
în prezent puteți să vă faceți 100 de follower pe Twitter. Dacă fiecare merge și dă follow la cei care au dat retweet. Și voi procedați la fel și mergeți și dați follow la cei care au dat retweet. Și vă faceți 100 de follower. E atât de simplu. Și în același timp ajutați și comunitatea și ajutați și contul meu de Twitter și canal de YouTube, pentru că acest conținut, bineînțeles că mă ajută și pe mine în munca pe care o desfășor și o fac, dar vă ajută și pe voi, pentru că sunt informații pe care le pun pentru comunitate. Eu când postez pe Twitter, nu postez ca să-mi văd eu din postarea aia, pentru că eu deja am citit-o și știu despre ce este vorba. O iau și o pun ca să o vadă comunitatea. Sunt informații de care să folosească comunitatea. Sunt aici peste 162 de like-uri, aproape 100 de retweet-uri deja și aproape 100 de comenturi. Mergeți și dați-vă follow între voi acolo, că sunteți o grămadă deja. Și ia uitați-vă cum v-ați câștigat 100 de follower pe Twitter. E mega simplu, decât să spamăm un grup de un canal de Telegram în care să vină 100 de persoane și să zică dăm follow. Bun. Mai departe, hai să vedem ce mai. Ați făcut chestiile pe Zilei? Eu nu am primit XP-ul de pe Zilei. Nu știu la ce fac referire. Mă refer dacă e bun BRC Starter de ținut, o părere, sau dacă se merită să dețin moneda. Dete, îmi pare rău, nu te pot lămuri că nu sunt în ea și nu știu dacă Daniel e în Zoom, nu l-am văzut. Da, da, sunt aici, mister. Ești aici? Da. Mamă, să șterg absența. Păi cum, mister, să-mi pui absența așa? Ai strigat prezența și n-am răspuns? Am făcut prezența, m-am uitat. Ești în... Ai ceva info legat de BRC Starter? Da, eu sunt de la început și pe suport l-am pus de mult. Acum deja cred că avem un, nu știu, 2-3x față de când l-am pus la token, nu BRC Starter doar. Ce pot să spun despre el? Tind să cred că ar putea fi cineva mai important în spatele lui, pentru că au adus foarte multe proiecte într-un timp scurt. Și majoritatea proiectelor care au fost căutate pe BRC, adică nu proiecte, zic, neimportante. Îmi place platforma, se mișcă foarte bine, n-am avut nicio problemă cu alocările, sunt activi. Da, e un launchpad până la urmă care aduce proiecte. Momentan nu s-au listat decât, cred că, unul sau două, dacă nu mă înșel, Orange DX a fost unul care a ajuns la maxim 3x. Dar a fost 100% la TGE, dacă nu mă înșel. Nu am participat chiar la primul, am participat de la următoarele și nu știu exact cum a fost TGE-ul, dar eu sunt mulțumit momentan de platformă și, așa cum am zis, aduce proiecte. Unul dintre ele acum, care nu știu dacă ăsta care a fost azi sau care e mâine, o să fie și pe DAO Maker. Per total, dacă ar fi să comparăm cu ce e în piață în momentul acesta, clar că se merită mai mult să iei la BRC Starter, pentru că ai o alocare mult mai mare decât îți permiți la celelalte. Adică, nu știu, să zic acum cu 2000 de dolari, poate 3000 de dolari blocați pe o jumătate de an sau un an, poți să prinzi 200, poate 300 alocare la BRC Starter. În schimb, nu știu dacă mai există vreo platformă de genul ăsta care să fie mai recunoscută, unde să primești o alocare atât de mare. La Bullparks, la DAO Maker, la astea clar că nu mai avem nicio șansă la o sumă atât de mică blocată, zic. Deci pentru mine personal merită, eu sunt acolo activ și am participat la, în afară de primul proiect, la toate celelalte până acum. Da, poate să fie o variantă, cel cum a zis și Teodor, cum ai zis și tu acum. Da, sunt platformele noi, dar na, ai o necunoscut acolo. Nu știi ce proiecte aduc, nu știi cât de doxă este echipa asta, numai în cazul în care aceste informații nu există cumva. Și atunci să stăm să ne uităm. Bă, e ăla care, cum a plecat ăsta, Johnny, Romy, cum îl cheamă pe... Mai e Romy oare? Nu cred că mai e.
ăla care a plecat de la Equinox, care a fost colegul, a fost în paid cu Kyle. Au fost tovarăși și după care s-a supărat ăla și a făcut Equinox-ul. Și s-a dus și a adus și ăla ceva proiect. Am înviat și ei să vedem ce ori face și ăștia, că și acolo am. Am luat mai mult decât aerul maxim, am luat și token în plus să vând și să vedem ce ori face și ăștia la momentul respectiv. BRC Starter. Poate mă gândesc dacă e bună să ies din alta care doarme și să mai schimb dintre ele. N-am intrat în foarte multe platforme noi pentru că am reușit să fac taiere pe unele ok și da. Ce mai avem pe aici? Robert Antat, BRC Starter. Ordify. Ordify nu activez în el. Tot Daniel este. Să ne zică Daniel ceva. Da, Teodor, tu ai întrebat asta, să n-am văzut exact cine a întrebat, că m-ai întrebat până acum, cred că de 30 de ori de Ordify, exagerez. Da, asta am spus și am scris mai devreme încet și vă spun și acum că e momentan, nu știu dacă ați văzut, dar Decubate a avut astăzi un CEO de la Decubate a avut astăzi un interviu cu ei, cu Ordify. Ce pot să spun? E clar că e hype acum mare pe ei. Multe o să fie pe platforme importante și din câte am văzut în grupurile în care sunt eu pe BRC, pentru că inițial ei se prezentaseră ca și un proiect de BRC, după care au zis că se adaptează și că o să fie pe mai multe chain-uri și așa mai departe. Deci, în esență, nu vin cu ceva extraordinar, vin cu un launchpad, cu ceva, vor să-și facă wallet la un moment dat. Și nu cred că altceva în plus, staking, partea asta în general, nu e ceva extraordinar. Da, deci nu vin cu ceva în plus față de celelalte launchpad-uri. Nu știu de ce e așa mare hype acum pe el, n-aș putea să răspund la întrebarea asta. Eu o să intru în el pentru că îl știu de la început și o să intru o să merg cu trendul, clar, nu merg împotriva lui. Dar mi-e greu să zic că înainte să vorbesc despre un launchpad, trebuie să se lanseze, să aducă proiecte și să vedem că proiectele pe care le aduc acolo performează. Ca să pot să zic că e proiectul bun. Adică nu pot să zic acum, și dacă vine un launchpad acum care poate să fie mai bun decât DAO Maker, până nu demonstrează, nu putem să zicem nimic. De asta e destul de greu să spun ceva înainte. Dar pentru speculă, pe termen scurt, adică să iau tokenul, să cred că pot să-mi scot banii lejer la TG cu proiectul, cred că da. Cred că merită intrat. Dar vorbim pe termen lung, e prea devreme să-mi dau cu părerea. Da, nu-mi place că au plecat pe o direcție și s-au sucit. Chestiile astea. Da. O să vedem. E un FOMO de început, vor trebui să dovedească dacă fac ceva acum. Știți cum e? E o variantă. O variantă poate să fie și să luați tokenii pentru un tier pe care voi îl vreți. Și nu trebuie neapărat deja să participați, să-i și blocați. Să vedeți cum evoluează. Șansele sunt slabe să meargă neapărat sub prețul ăla, mai ales dacă luați din IDO. Și să stați un pic cu ei pe dreapta, până aduc un proiect, două. Și să vedeți, e în continuare bătălie pe el, e ok. Eu știu că nu aveți răbdare și bateți din picioare. Dar s-ar putea să nu vă avantajeze, să-i blocați pe 6 luni, pe un an de zile și să vedeți că de fapt nu prea face mare lucru. Și atunci mai bine ratați unul, două proiecte în decurs de o perioadă, nu, într-o perioadă de 2 săptămâni, să zic, o lună, cât o fi. Vedeți cum evoluează și dacă vedeți că evoluează foarte bine și hype și ăla, da, e ok, i-ați blocat și dați bătaie, participați. Dacă nu, țineți tokenii fără să-i puneți în stake, fără să faceți nimic. Știți că aveți tier-ul asigurat, că i-ați cumpărat la preț ok. Și dacă platforma Bubu-i aduce proiecte bune și alea, atunci ați blocat. Dacă nu, măcar știți că îi vindeți pe un pic de profit. Că mă îndoiesc că neapărat va scădea. Nu înseamnă că nu. Da, pot să scadă. Un bonus pe care îl văd la proiect, scuze-mă, mister, că te întrerup, e că CEO-ul e public și a mers la câteva podcast-uri și a vorbit despre proiect și mi-a zis Mr. Lucky, fundatorul de la BTC Machine, pentru cine știe proiectul, că a fost la un eveniment în care CEO-ul a fost acolo și a vorbit despre proiect.
Deci, spre deosebire de multe launchpad-uri de BRC20, îmi place că e public, adică asociez cu cineva proiectul și cred că atunci când îți asumi și ești public să spui că ești CEO-ul la proiectul respectiv, înseamnă că sigur încerci să faci mai mult pentru el. Adică asta îmi vine să zic prima dată despre un proiect, când văd că CEO-ul e public și că n-are o problemă să se arate. Și astăzi, inclusiv azi, în interviu cu CEO-ul de la Decubate, a dat drumul la cameră și a vorbit. Deci pentru mine asta e un bonus. Da, l-am văzut și eu chiar înainte să începem. Nu am apucat să mă uit, poate că o să mă uit la înregistrare. Intrasem la un moment dat, am intrat un pic pe live. L-am salutat pe ăsta, pe Elio de la Decubate și am care începea voice-ul, nu am mai putut să stau. VF între saga de pe Binance și Mental Rewards Eterna de pe Bybit. Întrebarea, adică e un semn de întrebare, nu știu, e ce am alege, ce am face? Amândouă. Adică amândouă sunt top. Nu e, iar la Mental Rewards poți să pui maxim de $2000 dacă pui pe pool-ul ăla sau poți să mergi pe cel de unde poți să pui Mental cât vrei. Aș participa la amândouă îmi plac, ce să mai zic. Oricum bubuie tot ce e pe Binance și pe Bybit, bubuie. Adică Bybit face minim 10x, Binance la fel. Maria, pare foarte complicat, așa este pentru începător, dar trebuie să te limitezi la ceea ce înțelegi și la ceea ce știi. Nu te duce mai departe, nu este simplu, nu este deloc simplu, dar nu este nici foarte complicat. Dacă încerci să o iei așa pe rând și stai să le studiezi un pic, îți spun că vor părea mult mai simple și pentru mine era chineză în 2016 când am intrat pe Telegram și când am intrat în cripto. Și am văzut ce vorbeau ăștia pe acolo și vorbeau de trading și de suport, de rezistențe, de din alea, de, pentru că nu erau IDO-uri atunci, nu erau. Deci efectiv era chineză pentru mine. La fel cum vedem acum că se întâmplă la noi pe grup și fiecare este cu treaba lui și întreabă ce îl interesează pe el și ce are de făcut. Și pentru mine are sens orice întrebare și orice răspuns din comunitate pe care eu stau și le citesc de fiecare dată. La fel o să fie și pentru tine, dacă îți place acest domeniu și dacă ești dispus să înveți. Dacă nu, o să rămână un domeniu complicat. Dacă mă trimiți acum să fac o operație pe cor deschis, e clar că pacientul moare. De ce? Pentru că sunt habarnist. Habar n-am cum se face asta. În schimb, dacă mă întreb de cripto, o să știu pentru că o fac de ani de zile. Sunt convinsă, Maria, că și tu faci ceva foarte bine în domeniul tău. Și probabil că eu nu știu să fac ce faci tu. Mai mult ca sigur. Păi în ultimele tokenul lor, BRC, tot la BRC era Ox Bultec. Mamă, îl știu din ciclu trecut, dar sincer nu am fost în el. Era scump, țin minte că era scump în ciclu trecut. De ce GBT am vorbit? IPMB, auzit cineva de el? Erasmus până acum nu. Moon Starter la fel, cred că e o chestie din BSC Starter și nu știu, o deviație de genul ăsta, nu particip în ea, nici nu participă multă lume de aici din comunitate, deoarece nu s-a prea discutat de el. Ape Terminal e top, să știți. La Ape Terminal puteți să participați cu wallet-ul pe care îl aveți și cu cât aveți mai multe fonduri în acel wallet, cu atât aveți un punctaj mai mare și șanse să participați la Ape Terminal. Au adus doar proiecte de top, e foarte bun, dar e destul de greu să prindeți alocare. Răspunsul Decubate la Brightpool. Întotdeauna le găsiți pe anunțuri la noi, Horus. Tot ce ține de răspunsuri se găsesc pe ID Announcement. A fost cineva care a vrut să zică ceva? Deco, tu, cred că. Da. Singura problemă la Ape Terminal e ca o fee de 25% care mi se pare un pic. Păi nu, nu cred că este o problemă de CoCrypto. Ce ai vrea să ți-l dea gratuit? Păi da. Adică nu cumperi token, nu te pune să blochezi nimic, nu te pune să faci o investiție inițială, îți spune doar că în cazul în care primești alocare trebuie să plătești un fee de 25%. Dragii mei,
dezobișnuiți-vă de chestia asta, dați-mi gratuit. N-are nicio obligație față de tine, Deco. De ce să-ți dea gratuit? Pentru ce? Tu cu ce ai ajutat? Te-ai dus să le dai un like, un retweet, ceva? Te-ai dus să intrebi în comunitatea? Să-i ajuți cu ceva? Am ajutat. Nu ai ajutat, Deco. La hai fiecare să... proiect contează dacă dai retweet, dacă dai... Da, sigur că contează, dar încercați să e spre binele vostru. Acum eu glumesc cu tine, dar este spre binele vostru să vă scoateți din cap ideea că proiectele ar lucra pentru voi. Nu, proiectele lucrează pentru ei. Proiectele își fac business-ul în așa fel încât ei să iasă pe profit. Iar în momentul în care cineva vine și îți cere un fee de 10, 20, 25% în condițiile în care nu te pune să cumpări token, nu te pune să blochezi nimic și îți spune, prietene, o să-mi plătești comisionul doar dacă primești alocare. Deci mai fair de atâta, mie nu, eu nu văd. Da, fiecare cum consideră și fiecare cum... Da, dar puteau să-l lase și un pic mai jos. Da, Deco, nu participa dacă nu-ți convine. Lucrurile simple. Tu te-ai uitat câte X-uri au făcut proiectele de acolo? M-am uitat, da. Este vreunul care nu-ți scotea banii? Îți spun eu, nu este nimic. Ultimele două nu și-au scos banii. Zici adică, tu? Adică degeaba au făcut multe X-uri la început, că ei au dat tokenii după o oră când au scăzut sub. Dar oricum, au făcut câteva X-uri. Nu, da, știu că o platformă mai bună eu n-am reușit să prind, dar adevărul este că nici nu m-am înscris la ultimele 3-4 pentru că efectiv n-am avut. Da, eu am prins la ultimele două și până au ajuns tokenii de la ei, a scăzut prețul. Da. Da, na, tot au făcut câteva X-uri, nu mă plâng. Important este să ai zis că n-au făcut. Păi, au făcut câteva X-uri, dar nu se recuperai investiția la... Deci din... n-ai scos profit? Păi dacă nu îți recuperai nici investiția, cum să scoți profit? Dar alocările au fost 100% la TGE? Nu. Cu vesting? Cu vesting, da. 20-25% au fost. Deci, practic, făceau 4-5 X-uri minus cei 25%, rămâneai pe la 75-80% îți recuperai. Mă, ceea ce nu-i rău. Da, nu-i rău. Nu-i rău. Nu-i rău. Când mai ai de primit încă 70-80% și tu deja ești cu investiția aproape, eu zic că e destul de ok. Da. Eu la ultimul proiect cu 25% mi-am scos investiția pe toți tokenii. Cu tot cu taxa de maker. Cu tot, absolut. 25%, au făcut, da, 5,8%. Mie mi-a ajuns puțin mai târziu. A, probabil că n-ai fost pe fază. Nu, a fost o întârziere la link-ul de claim, cu 15 minute, atât. Păi și să... În rest a funcționat. Să prinzi o alocare de $500, să scoți și investiția, să-ți rămână și investing o grămadă. Și gratis, eu zic că nu e mult 25% tax. Da. Stați așa să vedem un starter. Deci ăsta l-am trecut. Gold pe decubate. Are multă lume, Mario Behiche. Încercați să întrebați exact ce vă interesează. Că îmi plac persoanele care vin pe grup și zice, pot să pun și o întrebare. Puneți, dragii mei, întrebarea direct. Nu, sau... Are cineva gol pe decubate, Mario? Pare foarte mult lume gol pe decubate. Zi ce vrei să știi. Ce părere aveți despre DCPTGC? Aveți și voi impresia că e schemă piramidală? Mamă, după câte nume, eu n-am auzit de niciodată, n-am auzit de el până în momentul de față, dar șanse sunt... Numele nu, bă, e prea complicat numele ăsta. N-am auzit de el, dar... Detaliază de ce crezi că e o schemă piramidală și încercăm să-ți răspundem. Bun, stați să vedem ce mai avem aici. SQO Scam, nu știu ce e SQO. N-am idee. Știți când se face update la lista? Acum e cea din 3 aprilie. A, Nibiru. Mamă, deci Nibiru îl iubesc. Cu
cu 10% sau cât am primit la TG, am scos toată investiția inițială și vreo 20% profit, cred, aproape. Bun, stai să vedem că Maria, uite, n-a mai putut să stea și ne-a întrebat ceva. Am o întrebare că nu înțeleg ceva. Am reușit să pun la stake pe Bybit USDT pentru proiectul Litina, a fost totul ok. Iar acum când m-a pus pe Web3 să depun și MNT, a trebuit să-mi fac un wallet Bybit și am avut două opțiuni. Cloud, a trebuit să-mi pun doar o parolă, nu-mi dă frazele secrete și mai era o opțiune în care tot așa m-a pus să-mi pun doar parola, frazele secrete, nu mi le-a arătat. Este ok, totul în regulă? Nu există fraze secrete, dacă îți iei parola, cum îți recuperezi valută? Nu înțeleg, dacă îmi puteți să-mi explicați frumos. Walletul Bybit Web3 este un wallet ca și cel de la Binance și sincer nici nu am stat să mă uit în... Nu are fraze secrete, este legat de contul de Bybit. Da, este legat de contul de Bybit, dar din ceea ce știi, este un wallet non-custodial. În principiu doar tu ai acces la el, dar acum întrebarea este ce se întâmplă dacă platforma Bybit nu mai este accesibilă. Dar o să vorbesc cu ei. Are frază secretă. Eu am salvat-o azi. Da? Uite, eu să, să pui unde, că eu am căutat-o cu alți prieteni, vreo 3 zile n-am găsit nicio frază secretă. Scriu mâine, scriu mâine unde. Oh, era bun. Mai complicat. A doua am tură făcut... după ce intri. Am, eu mi-am făcut wallet-ul, l-am făcut atunci când a apărut și sincer nici nu mai știu dacă am salvat sau nu am salvat fraza. Când trebuie îți faci wallet-ul, nu te lasă să salvezi, doar după. Ah, ok. Probabil că noi fi salvat atunci. Da, în fine, ce Marian, dacă ne asculți a doua zi, ne-a răspuns Deco, deci aveți, este frază secretă și eventual poate scrii tu Deco unde se află în chat ca să știe lumea unde să o caute. Și îți mulțumesc în avans. Merge Sol, poți transfera. Bun. Dragilor, cred că încheiem. Nu uitați o altă variantă și cea mai ieftină variantă pe care puteți să o accesați când vine vorba de launchpad-uri și una din cele mai bune platforme și la care nu trebuie să plătiți nimic este CoinList. Faceți-vă cont pe CoinList, participați pentru că proiectele sunt extraordinare, proiectele sunt foarte bune și... Și mai ales că acum va conta mai mult karma față de cât a contat înainte. Acum, na, unii au karma, alții nu au karma. Bun, haideți să vedem dacă tot s-a dat like, retweet, subscribe. Sper să fie persoana respectivă în chat, pentru că, ca de fiecare dată, trebuie să fie în chat și să răspundă prezent. Dacă nu, trecem la următorul. Îmi pare rău că nu vă dau un share screen, dar va trebui să mă credeți pe cuvânt. Și o să dau la nimereală. Și avem așa. Stați o secundă că mi s-a blocat. Almis. Îl avem pe Almis? Da, da. Să rămână. Bine, Almis. Unde-i? Mihai. Da, bravo. poți să mai faci una, mister. Să mai fac una? Te rog. Da, bine. Mă gândeam că bine, haideți. Îi mulțumim lui Almis că a cedat premiul următoarei persoane. Următoarea persoană este Horia Luca, the best, comentariu. Horia Luca, ești? Horia Luca, odată? Da, bună seara. Opa, e aici. Prezent. Horia Luca. Salutare, Horia, te rog frumos, lasă-mi un mesaj pe Twitter și mâine te rezolv, că deja e târziu și n-o să mai stau acum foarte mult. Cu drag. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, dragilor, pentru prezență. Vă mulțumesc pentru interacțiunile pe care le-ați avut. Nu uitați, ca de fiecare dată, ajută dacă dați un like, un retweet. Colegul meu, Weekend, v-a dat o idee foarte bună. Să vă dați follow, toți cei care v-ați urmărit acolo pe
pe Twitter care ați dat coment. Adică eu m-aș bucura ca măcar din acest like, retweet, coment care l-ați dat, fiecare dintre voi să vă câștigați încă între 50-100 de follower pe Twitter. Și cred că este un câștig mai mare decât premiul pe care l-am dat eu în seara asta. Acestea fiind spuse, vă doresc o seară extraordinară în continuare, vă doresc un weekend extraordinar în continuare și probabil că, nu știu, săptămâna viitoare, dacă vreți și sunteți de acord, putem continua discuția, pentru că am discutat doar câteva dintre platforme, mai sunt o grămadă și cred că e de interes din ce văd. Nu uitați, repet, din punctul meu de vedere, este metoda cea mai ușoară de a face profit în momentul de față în piața asta cripto, de a participa în launchpad-uri, în IDO-uri. Încercați să le înțelegeți, să le studiați, pentru că chiar este pont să participați. Vă mulțumesc, vă doresc o seară extraordinară și noapte bună și un weekend mega extraordinar. Mulțumim, seară faină. Seară faină. Seară faină.